Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifa, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem! M-am alături de mine pe Teo Trandafir, realizator și om de televiziune. Bine ai venit, Teo, și îți mulțumesc pentru prezență. Bine te-am găsit. Pentru că știam că vii la mine la emisiune, m-am documentat temeinic și am cerut să aflu tot ceea ce este omenește posibil și să știi că am aflat lucruri despre care cei de acasă nu cred că știu prea multe. O să te amuze. Ce vreau eu însă să te avertizez este că vor urma niște întrebări care cu siguranță nu ți-au mai fost adresate și sper să ni te lași nouă și să ne lasă pătrunem acolo cât mai adânc în inima ta să aflăm adevărul. Să începem! Te-ai născut la Pitești. Tatăl tău este medic. Ai debutat în presă ca realizator radio, iar apoi ai intrat în televiziune în 1994. De-a lungul unei cariere lungi și de succes, ai cam trecut prin toate televiziunile din România, o perioadă din viața ta știm că ai încercat și viața politică și când am venit la tine la emisiune, la Teo Show, mi-ai spus că tu te simți așa un bărbat în trupul unei femei. Oamenii te văd un om puternic, tu așa ni te arăți nouă, însă eu vreau să-ți aduc în fața ochilor ceva ce tu ai declarat mai de mult, iar pe mine m-a impresionat foarte tare. Spune așa, muzica mă ajută foarte tare, mi se pare un analgezic foarte puternic. Practic este o contradicție între femeia asta puternică pe care vrei să o arăți pe micile ecrane și fragilitatea ce pare să fie în sufletul tău. Urmează întrebarea. Teo Trandafir, cine de fapt ești? Cred că un artist are voie să fie puternic. Von Karajan, în momentul în care dirija coruri, închidea ochii pentru a-și păstra puterea pentru el. Asta nu însemna că Von Karajan era un tip slab. Nu, se autoconserva, își conserva puterea. Pentru mine, într-adevăr, muzica, în momentul în care mi-o, cum să spun, oferi, pot să trec foarte ușor peste durerea fizică. N-are nicio legătură însă cu puterea. Există oameni puternici care ascultă muzică, există oameni puternici care pictează, există oameni puternici care au copii, există oameni puternici sau există oameni non-puternici care nu sunt în stare de nimic din toate astea. Deci să nu le confundăm. Arta și puterea vin din două zone complet diferite. După părerea mea, am încercat să le îmbin în așa fel încât arta și puterea să se susțină reciproc. Dar am ajuns la concluzia că în 2020 arta a picat pe un loc pe care îl aș oferi înapoi. Pentru că dacă te apuci acum să cânți Baniciu undeva, lumea va vrea în continuare manele, ceea ce este atât de dureros. Muzica trebuie să trăiască. Ea dă semne, într-adevăr, de slăbiciune. Și atunci noi, cu puterea noastră, vom veni din spate și o vom susține atâta timp cât ni se va permite. Și te mai întreb o dată, totuși, cine este Teo Trandafir? În fiecare zi alta. Întotdeauna trebuie să-mi răspund la 2 întrebări. Cine ești și ce vrei? Întotdeauna răspunsul meu este corect, pentru că nu mă ceartă nimeni. Întrebările cine ești și ce vrei, odată ce oferi un răspuns corect, ești ok cu tine, ești ok cu cei din jur. Dacă te apuci să te minți că n-ai defecte sau că defectele tale pot fi mascate în calități, ești doar un om slab și, după părerea mea, mincinos cu sine și cu cei din jur. Ori asta se vede de la distanță ca un steag de culoare maro atârnat deasupra capului. Mulțumesc! Pentru mine, Teo Trandafir, ești între primele vedete de televiziune pe care le-am cunoscut și pe care le-am cunoscut chiar și dintr-un alt unghi, cel al profesorului de divertisment. Practic, cu tine de mână, eu am pășit în lumea asta. Tu mi-ai vorbit prima oară despre ceea ce înseamnă o emisiune de succes. Și apropo de succes, chiar tu ai spus că te uiți la televizor și vezi personaje interesante, dar care nu au succes. Și acum te citez, m-am întrebat de ce nu trec sticla. Pentru că nu au drag, o fac de dragul lor. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, tu de ce faci această meserie? S-a nimerit. Eu am început prin a fi vânzătoare la tarabă. La un moment dat
Am fost secretară, la un moment dat a fost nevoie de o voce pentru radio, la un moment dat vocea pentru radio a fost nevoită să ajungă la televizor. A fost o înșiruire fericită de evenimente, a fost omul potrivit la locul potrivit. Cred, sper. Mihai Tatulici mi-a spus la un moment dat în lift, am urcat cu Mihai Tatulici în lift, neștiind că nu e voie să faci asta, și toată lumea făcea. Și am urcat în lift și am zis, bună ziua, sunteți Teo Trandafir? Da, o să faceți televizor. Nu pot să-mi fac asta mie niciodată, pentru că sunt cel mai bun prieten al meu, domnul Tatulici. Și totuși, printr-un concurs de împrejurări absolut dement, am ajuns la televizor. Le-am făcut pe toate și sunt foarte greu de păcălit. Asta este fabulos la mine la televizor. Eu când văd un om de televiziune știu exact până unde poate să ducă. Când plec în curs alături de el, știu ce șanse are, știu unde se va împiedica, știu unde va greși, știu de ce și știu cum să iau locul. Niciodată în viața asta nu am atacat un coleg. Am încercat doar să fiu mai bună decât el și să mă fac remarcată în acest sens. Oamenii văd și spun, bă, dar de ce nu încercăm noi cu Teo asta? Acum ani, cineva, o să mai vorbim despre asta, presupun, mi-a spus așa, îți cer un lucru. De fiecare dată când intri într-o încăpere, vreau să se lase liniștea. Continu să vreau să se lase liniștea în momentul în care intru într-o încăpere și lucrez la asta în fiecare zi, răspunzându-mi exact la întrebările ce vreau, de ce vreau, cât vreau, ce fac după aia. Care e varianta B? Care sunt cele 5 scenarii care pot apărea în timpul unei emisiuni în direct? Dacă ceva merge prost, pe unde o apuc? Întotdeauna eu pare că am un plan. Da, pentru că m-am gândit la asta înainte și ăsta este marele meu talent. Întotdeauna am 5 ieșiri. Una dintre ele e catastrofală, dar niciodată nu se ajunge până într-acolo. Mulțumesc, Teo Trandafir. A venit momentul primei întrebări roșii. Mergem să vedem ce ai declarat despre primul tău coleg, Mircea Badea. Ne-ai spus așa. Între noi a fost o flamă atât de tare și o scânteie atât de puternică încât nu am fost în stare de nimic pentru că am râs foarte mulți ani. Atât de bine ne înțelegeam numai când ne uitam unul la altul. Urmează întrebarea roșie, Teo Trandafir. Te-ai gândit vreodată la Mircea Badea ca la un posibil iubit? Niciodată. Dar știi de ce? Probabil pentru că mi-am dat seama, era și o diferență foarte mare de vârstă între noi, niciodată nu ne-am pus problema. Mircea era minor când l-am cunoscut, adică, na, la vremea respectivă mie mi s-a dat în brațe un format, adică o bună dimineață, eu venind de la radio, nu știam să fac acea bună dimineață pe televizor. Și am zis, bine, cum fac eu un format despre care habar nu am, eu am făcut doar radio până acum toată viața, iar pe Badea în momentul ăsta nu pot conta pentru că nu mai lucrează pentru voi. Trebuie să-l aduceți pe Badea înapoi și o vedea ce o face. Și de acolo încolo am pornit-o, doi apucați, iar râsul a început într-o bună zi în care făceam bursa locurilor de muncă, să fi fost undeva în 94-95, când o societate comercială angaja lucrător bohroverchist. N-am să uit niciodată în viața mea. Mircea m-a întrebat ce-o fie aia lucrător bohroverchist și am râs cam 3 ore. Am râs în condițiile în care nu toate știrile erau de amuzat. Și am ținut-o așa. Am ținut-o așa până la un moment dat când domnul Radu Coșarcă ne-a chemat pe amândoi și ne-a spus, râdeți ca doi cretini, râdeți aiurea, o să vă dau afară. Noi numai când auzeam repetiția verbului a râde, mai rău ne montam și încercam să ne gândim amândoi la ceva rău și încercam să ieșim din situația aia. Și domnul Coșarcă a zis, băi, gata, asta a fost. Are cineva vreo întrebare de pus? Și-l văd pe Mircea, da, domnul Coșarcă, eu aș dori să întreb ceva. Da, Badea, întreabă. Domnul Coșarcă, iertați-mă, vă rog, la câte zile vă spălați pe cap? Ba da, ai cuvântul meu de onoare. Asta a fost pentru mine unul dintre cele mai greu de depășit momente din viața mea, pentru că am crezut că râd până leșin. Și atunci am preferat pur și simplu să ies. Culmea e că omul ori și-a dat seama că suntem nebuni amândoi de atâta matinal, ori s-a făcut milă de noi că nu ne-a dat afară și ne-a mai lăsat vreo 6 ani pe post. 6 ani de trezit la ora 3, nu-i simplu. Mulțumesc, Teo Trandafir. 6 ani care au deschis, nu, această carieră atât de frumoasă și de spectaculoasă. Mergem cu întrebarea următoare. Pornind de la aceste chestiuni, acești ani, această carieră ta foarte frumoasă, primii 6 ani, nu, mi-ai descris până acum, s-au continuat, ajungem în momentul de astăzi, unde ești una dintre cele mai mari vedete de televiziune. Însă, de-a lungul vieții tale, ai trecut și prin momente în care te-ai prăbușit.
S-a întâmplat după plecarea de la ProTV, ai spus atunci că, și te citez acum, ai plecat de proastă. Sunt cuvinte grele. Au urmat ani în care, fără o televiziune puternică în spatele tău, nu ai mai avut același succes și aș vrea să știu, aș vrea să aflăm de la tine, de ce ai plecat exact atunci când tu erai pe val? Urmează întrebarea, Teo Trandafir, ți s-a urcat atunci faima la cap? Cred că răspunsul de proastă ar putea fi interpretat și invers, de deșteaptă. Pentru că dacă dai timpul înainte și ajungi aici, la concluzie, rezultă că am procedat corect. Dacă aș fi rămas atunci, dacă mi-aș fi călcat pe suflet, dacă sentimentele de frustrare care începuseră să mă încerce, dacă sentimentul de lipsă de respect pe care începusem să-l încerc m-ar fi ținut în scaun, aș fi rămas o mediocră. M-am aruncat în cap de la etajul 12, știam exact ce fac. Știam că va urma o perioadă grea. Știai ce faci? Știam ce fac. Știam ce fac. Am vorbit cu toată lumea. Toată lumea din ProTV mă suna și spunea: vezi că te arunci în cap, vezi că te arunci în cap. Trebuia să fac asta. Pentru că de la un punct încolo, dacă stai într-un pufușor așa și nu te zgâlții tu pe tine și nu te pui într-o situație absolut dramatică în care să trebuiască să te lupți tu cu tine și cu viața ta și cu destinul tău, cu așteptările tale și mai ales să creezi în adversarul și mentorul tău un om care să te respecte până la moarte și care să te susțină în moarte, înseamnă că n-ai ajuns nicăieri. Ești un funcționar la televizor. Eu sunt un prieten cum rar s-a pomenit și am fost salvată de omul care m-a pierdut după 6 ani în care nu ne rostiserăm niciun cuvânt. Mi se pare că acea sinucidere profesională despre care am vorbit atunci m-a dus la clipa în care mi-a fost salvată viața. Pentru că eu, fără acea plecare, nu aș mai fi fost aici. Și știm cu toții asta. Hai să ne facem o socoteală. De unde scoteam eu bani pentru a mă salva? Un om cu care nu schimbasem 6 ani nici măcar un cuvânt, a venit alergând și urlând, m-a scos dintr-un spital și m-a băgat într-un altul, salvându-mi viața și spunându-mi: o să ieșim de aici. Ai încredere în mine? Da, o să ieșim de aici. Îți mai dau 30 de secunde. Cred că n-am nevoie de cele 30 de secunde. Eu am înțeles că sunt oameni care nu se înșeală niciodată. Omul care a venit atunci la căpătâiul meu, la Viena, și totuși încă nu i-ai pronunțat numele. Pentru că nu m-ai întrebat. Este vorba despre un om căruia îi pronunț numele în fiecare zi și care m-a întrebat într-un interviu acordat Canal D la cine mă gândesc în fiecare dimineață când deschid ochii. Și am răspuns din priviri. Da. Mulțumesc, Teo Trandafir. Mergem într-o altă zonă. Ne-ai spus așa. Sărăcia e grea. De te gândești la 3 lei și o bucată de pâine. Nu e deloc distractiv când începi să calculezi în felii de pâine totul. Moment prin care eu, din nefericire, am trecut. Mai bine mori. Sunt cuvintele tale, ești o femeie foarte plină și sunt cuvinte din nou foarte emoționante. Și am vrea să vorbim puțin despre această perioadă sau despre perioada în care tu ai fost cea mai săracă. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, cât de sărac ai fost? Cred că am fost atât de săracă încât nu-mi permiteam cinematograf. Mă gândeam de 2 ori la asta. Preferam să îi cumpăr fiimii o pereche de încălțări, pentru că la un moment dat s-a pus problema și așa. Și am avut o revelație în clipa în care antrenoarea de basket a fiimii m-a întrebat dacă e ok să îi ofere din partea ei mai o pereche de încălțări sport. Pentru că e clar că ale ei, încălțările ei, i-au rămas mici. Nu-mi dădusem seama. Și atunci am zis așa: această situație trebuie să înceteze acum, este destul, Maia a suferit împreună cu mine eroic, pentru că Maia este și ea un bărbat, suntem 2 soldați, umăr la umăr, trecând împreună printr-un război pe care l-am câștigat. Maia este un om extrem de loial, nu știu de unde a luat-o pe asta, nu m-a mințit niciodată, nu m-a înșelat niciodată și n-am de gând să fac același lucru nici eu în ceea ce o privește. A învățat să treacă prin rele zâmbind. La un moment dat, o fetiță i-a spus: eu nu înțeleg de ce te lauzi atât de mult cu mama ta, că tu nici măcar n-ai mamă. Și atunci fiimea s-a întors peste umăr și a zis așa: îți doresc ție o relație cu mama ta, așa cum am eu cu mama,
pentru că sunt sigură că tu ai mult mai mare nevoie de ea. Nici măcar nu mi-a spus. Am aflat de la doamna antrenor. A fost una dintre situațiile în care mi-am dat seama că suntem într-adevăr doi soldați care s-au găsit în această lume uriașă și pe care nimeni vreodată nu o să-i poată despărți în afară de orgoliu. Și atunci am zis așa, ce ne-ar putea face rău? Orgoliile noastre, pentru că amândouă suntem niște oameni foarte mândri. Hai să le lăsăm. Orgoliile noastre nu există. În momentul în care simți orgoliu, că te mușcă de suflet, întoarce-te și pleacă. O să vin să-mi cer scuze. O să vii să-ți cer scuze. Ne cerem scuze întotdeauna pentru că mi se pare extraordinar de prețios să poți să-ți spui, am greșit, iartă-mă, nu mai fac. Mulțumesc, Teo Trandafir. Rămânem totuși cantonată în această zonă a vieții tale. Apropo de bani, din câte am citit, perioada aceasta în care ai avut probleme ți-a schimbat perspectiva asupra importanței averii. De ce spun asta? Am găsit alte câteva cuvinte ale tale care sună cam așa. De-aia sunt făcuți banii. Ce să faci cu banii? Să știi că tu ai bani în buzunar și că omul de lângă tine se chircește pe jos de durere și tu să stai? Nu se poate. Noi toți ar trebui să gândim așa. Banii sunt făcuți să circule între noi? Să ne ajutăm la nevoie. Urmează întrebarea, Teo. Când te-ai chircit de durere și nu te-a ajutat nimeni? De nenumărate ori, într-adevăr. Ai dreptate. Acum că o menționez, au fost momente. Dar nici nu prea am zis, pentru că am o mândrie de asta. Adică, da, pe mine m-a ajutat, și acum o să spun asta pentru prima oară, deși sunt convinsă că n-o să-i placă. Pe mine m-a ajutat Mircea. De fiecare dată când am avut nevoie de ceva, în afară de omul despre care mă vei întreba mai multe, Mircea a fost lângă mine. Mircea a fost suportul meu, material, moral, m-a făcut să simt că nu sunt singură niciodată, l-am chemat în cap și a venit. Am crezut că e o iluzie, dar el chiar era acolo. Niciodată nu, a trebuit să-l fugăresc ca să-i dau banii înapoi, pentru că probabil mi-ar fi oferit de tot. Și nu era o chestiune care să se fi întâmplat odată. Se întâmpla periodic. Pentru că eu trebuia să-mi plătesc gazele, alea, facturile, lună de lună. Cum mi-ar fi stat mie să-i dau telefon vreodată lui Mircea? Ar fi fost îngrozitor de umilitor. Și atunci el a pășit înaintea nevoilor mele și îmi dădea câte un telefon și mă întreba așa, asta era codul, Parnos? Ai nevoie de bani? Ca să nu cumva să mă jignească și să nu cumva să trebuiască vreodată ca eu să ridic ochii și să spun, te rog frumos, ajută-mă. M-a ajutat înainte să trebuiască. Și pentru asta eu nu o să-l iert niciodată. Pentru că nimeni n-a mai făcut asta în afară de pentru mine, pentru că a făcut-o cu o delicatețe pe care eu admir și pentru că de fiecare dată când încerc să-i mulțumesc, îmi vine să plâng, i-am trimis și filmulețe lacrimogene, s-a speriat omul îngrozitor în emisie, i-a trimis gâdea, i-a arătat în emisie un film cu mine plângând. S-a speriat Mircea îngrozitor, s-a întâmplat ceva, era de ziua lui. Iar eu n-am putut să-i spun la mulți ani fără să plâng. De drag, atunci. Mulțumesc, Teo Trandafir. Urmează din nou o întrebare roșie. Andreesca, fostă ta colegă, a făcut următoarea declarație. Există mercenari și în televiziune. Peste tot există oameni care s-au dus la alți bani. Există. Teo, de exemplu. Sunt oameni care nu se mulțumesc cu ce au și sunt oameni care vor întotdeauna mai mult, indiferent de cât ar avea. Ori eu aș vrea să știu, dacă tu ți-ai ales locul de muncă în funcție de salariu, dacă te-ai pus în slujba celui care a dat mai mult, urmează întrebarea roșie. Teo Trandafir, ești o mercenară? Știi ce mă gândesc? La modul cât se poate de modest și realist. Fiecare uitându-se în propria curte. Aren't we all? Care dintre noi se trezește dimineața la 6 și se duce la fabrică? Sau care dintre noi dă cu mopul? Sau care dintre noi spală geamul și alpinist utilitar? Din bucuria de a duce lumea mai departe. În afară de mari oameni de știință care și-au exercitat geniul pentru că n-aveau încotro, restul suntem toți niște funcționari. Dacă noțiunea de funcționar este juxtapozabilă cu cea de mercenar, sunt absolut convinsă că ipocrizia ne-ar putea duce
la ideea că nu, nu există mercenar. Nu, venim la serviciu în fiecare zi, chiar când ne e rău, când nu ne mai e drag, când... din plăcere. Nu, sunt zile în care ești atât de mercenar, încât te trezești luându-te de păr din pat, pentru că nu ți-e bine, pentru că nu mai poți, pentru că zâmbetul acela pe care tu trebuie să-l ai în fiecare zi, trebuie să-l ai. Și asta se întâmplă de dragul oamenilor care te privesc, de dragul oamenilor care te așteaptă acasă și te așteaptă acasă cu niște pantofi, cu niște uniforme, cu niște manuale. Fii mi-aș dorit studii înalte. Eu nu pot să-mi permit să-i spun unui copil care a vrut studii la cel mai înalt nivel, mamă, eu nu pot să-mi permit chestia asta. Pentru că eu îmi doresc să lucrez într-un mediu modest. Nu, vreau să fiu celebră, vreau să am suficienți bani încât să fiu decentă, să știu că n-am furat nimic, să știu că în fața lui Dumnezeu sunt apă de izvor, să știu că nu e nimeni care să treacă pe lângă mine să mă arate cu degetul și să-mi spună ai furat de la mine, m-ai înșelat cu ceva, trebuia să-mi dai și nu mi-ai dat, trebuia să-mi faci și nu mi-ai făcut. Nu, sunt un om care prestează servicii corect pentru niște bani. Dacă asta se numește mercenar, repet, aren't we all? Mulțumesc, Teo Trandafir. În viața fiecărei fete, fiecărei femei, tatăl reprezintă o figură importantă, definitorie poate. Este o figură care, dacă nu ne influențează, poate chiar ne determină alegerile. Tu ai spus despre tatăl tău că investea foarte mult în tine, dar se supăra pur și simplu și nu mai vorbea cu tine și asta era îngrozitor. Ai mărturisit că în toată copilăria ta, singurul om de care ți-a fost frică a fost tatăl tău, iar eu te înțeleg pentru că și eu am avut o relație foarte complicată cu tata. Te citez acum, nu m-a lovit niciodată, îmi era frică să nu-l dezamăgesc. Vreau să știu cum îl vede astăzi Teo pe părintele din copilăria sa. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, cum ți-ai fi dorit să fie tatăl tău? Ce întrebare cumva fără ieșire. Nu poți să-ți dorești ca un om care s-a născut mult înaintea ta să fie într-un fel. El poate să-și dorească să fii tu într-un anumit fel. Tata era deja născut, format, cu armata făcută, vaccinat. Eu când am venit, vai de steaua mea, nu puteam să am pretenții de la un om pe care îl vedeam ca pe un model. Tata era frumos, era deștept, era spontan, era spumos, toate femeile erau leșinate după el și le înțeleg. Cumva era și e în continuare un medic foarte bun și pentru o mamă care își duce copilul la medic. Este imposibil ca de la un punct încolo să nu nutrească niște sentimente pe care, deși e foarte greu să le recunoască față de medicul copilului, dă de două ori din gene. Nu l-am întrebat niciodată de câte ori... Bărbaș armant. Da, un bărbaș armant. Nu l-am întrebat niciodată de câte ori a dat curs acestor gene bătute, dar mi-am dorit ca... Acum, dacă mă întrebi, tata e foarte bine așa cum e el, pentru că tata seamănă foarte bine cu bunica mea. Și noi am fost cumva așa un fel de înșiruire de Gaia Mațu, iar fiimea seamănă foarte bine cu mine, de unde rezultă că seamănă foarte bine cu tata, care seamănă foarte bine cu maică sa. Deci suntem o generație, după generație, după generație de lanțuri foarte bine aranjate. Fiica mea și tata s-au înțeles și nu s-au înțeles pentru că sunt foarte apropiați ca modus operandi și atunci s-au, în loc să facă asta, au făcut cumva la început asta. Pentru că amândoi aveau același fel de a vedea lucrurile. E mult mai bine ca unul să se lase. Fii mea nu s-a lăsat niciodată, iar la tata îți nici ofer nu... timp suplimentar. Mă întrebai cum vreau să fie tata. În momentul ăsta, dacă mă întreb cum vreau să fie tata acum, eu îmi doresc ca tata să fie tânăr din nou. Pentru că tata ar aprecia mult mai mult frumusețea lui de atunci, inteligența lui de atunci, complexitatea lui de atunci, cu mintea lui de acum, când deja multe dintre lucrurile pe care le considera aturi au dispărut în negură. Tata s-ar bucura mult mai mult acum de tinerețea lui și ar face mult mai multă lume fericită, inclusiv familia lui. Acum. Mulțumesc, Teo Trandafir. Ai vorbit mult despre tatăl tău ca bărbat.
un episod dificil a fost cel de la Viena, când te aflai pe patul de spital. Și aici din nou am mers pe vorbele tale, pe amintirile tale, din cele ce eu am găsit. Ai spus că te-a durut în suflet și în toate dimensiunile tale de copil faptul că tatăl tău nu a venit la Viena, însă era tot timpul la televizor. Și ai spus așa: faptul că părintele meu mi-a făcut asta m-a durut. Tata și cu mine aveam secrete, secrete pe care ulterior le-am citit în ziare. Vreau să știu, vrem să aflăm, care este relația cu tatăl tău astăzi și cât de des vă vedeți. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, l-a iertat pe tatăl tău? Un copil care nu-și iartă părinții este un monstru, pentru că va veni momentul acela în care va trebui să-i spun la revedere. Și el n-o să mă mai audă. M-am grăbit. După ce mi-am dat seama de adevărul lui și de unghiul lui, de perspectiva lui, l-am invitat prin Skype, pentru că era foarte complicat ca el să se deplaseze și mie mi-e foarte greu să mă deplasez la el, pentru că distanța e destul de mare. L-am invitat la Canal D prin Skype. A intrat pe ecran. Când? Și ne-am mărturisit, acum câțiva ani, cred, ne-am mărturisit public iubirea dementă care ne-a unit. Tatăl meu a fost soarele meu și ne-am spus asta pe post. Ca două țațe, nu alta, dar am simțit nevoia asta să ne iertăm, să ne înțelegem, nu neapărat să ne expunem, dar să avem mărturie amândoi, faptul că există mai multe perspective. Eu la vremea respectivă eram atât de înverșunată, pentru că nu știam dacă viața mea va mai fi la fel. După ce am plecat de la Viena, eu nu mai înțelegeam nimic. Am suferit 5 anestezii generale într-o lună jumate. Am uitat lucruri, oameni, întâmplări, fapte, piese, numele meu. Am uitat cum mă cheamă. Am uitat să vorbesc, am făcut afazie, Și mi-am dat seama că niciodată eu nu voi mai fi ce am fost. Și am început să mă răzbun pe toată lumea, inclusiv pe tata care m-a făcut așa. Eu sunt convinsă că la vremea aia eu l-am acuzat pe tata că el m-a făcut așa, că mama m-a făcut așa, că oricine era de vină în afară de mine. Sau de soartă, pur și simplu, așa a fost să fie. De ce nu mai pot fi lucrurile cum au fost niciodată? Pentru că trebuie să lupți mai mult, Teo. De aia. Și am luptat mai mult, am iertat mai mult și am înțeles că acuzele și degetele îndreptate împotriva altora nu folosesc la nimic. Mi-am rupt degetul și am preferat să nu mai fac asta niciodată. Mulțumesc, Teo. Mergem cu încă o întrebare roșie. Vrem să știm cum a afectat imaginea tatălui tău relațiile cu bărbații din viața ta. Urmează întrebarea roșie. Bărbații din viața ta au semănat cu tatăl tău? Eu n-am fost atât de îndrăgostită de tata încât să-mi caut modelul patern în partener. Ba chiar dimpotrivă. Voiam să văd cum e și altfel. Pe tatăl știam. Pe tatăl știam și pe dinăuntru și pe din afară. Știam ce știe, știam ce poate, știam când poate, știam ce va face. Psihologic ai căutat altceva? Psihologic sau nepsihologic. Am căutat pur și simplu modele diferite, bărbați diferiți. Eu mi-am dorit diversitate în viața mea, pentru că sunt geamăn cu maimuță. Deci eu sunt cu una în mână, cu una în mâna ilaltă și cu ochii după alta. Adică nu-ți imagina că eu nu stau după un model de bărbat. Nu. Next, next, next. Mie nu-mi place să fiu singură, nu-mi place să mă plictisești, nu-mi place să fii previzibil. Și atunci am căutat oameni diferiți, pe care am încercat cât am putut să-i țin deoparte, departe de ochii lumii, până într-un punct, când nu mi-a mai ieșit. Și atunci a fost jihad, a fost nenorocire, vai da mina. Cum poate Teo Trandafir să se îndrăgostească de un bărbat și după aceea să divorțeze într-un timp atât de scurt? Eu uite așa. Și e vreo lege care să-mi interzică mie sau oricine, oricui altcuiva? De când până când ne judecăm noi unii pe alții? De ce nu lăsăm asta în seama lui Dumnezeu? Pentru că El este singurul care poate să o facă în exactă cunoștință de cauză. Îmi plac foarte mult oamenii care judecă. Îmi sunt atât de ușor de disprețuit, încât nici nu mai trebuie să mă gândesc de două ori la ei. De asta e și uit. Am învățat un lucru. Când m-am certat cu un om, la un moment dat, i-am spus așa: știu ce o să faceți acum. O să urlați la mine și o să răgniți și o să mă faceți și o să mă drege și o să nu știu ce. Nu, Teo. N-am să fac nimic din toate astea. Dar ce o să faceți? Am să te uit. Asta m-a durut mai mult decât orice pe lumea asta.
dar am învățat să o fac cu o artă ireală. Știi cum uit? Mai repede decât am învățat. Mulțumesc, Teo. Te-ai căsătorit prima dată în 1990 cu pilotul Alexandru Trandafir. Căsnicia a durat doar 6 ani, iar tu ai păstrat numele lui. Te-ai recăsătorit cu Constantin Iosef în 2012. A fost o căsătorie fulger, ai vorbit de ea mai devreme. Înțeleg că v-ați cunoscut pe Facebook și că v-ați căsătorit după 6 luni și ați divorțat 6 luni mai târziu. Ai spus apoi, și asta m-a impresionat foarte tare, că experiența căsătoriei te-a rupt în două. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, de ce nu au mers căsătoriile tale? Draga mea, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu sunt un lup singuratic, cumva, care însă nu poate să trăiască neapărat singur. Și atunci mie îmi trebuie o șmecherie de relație, o bizarerie de combinație, astfel încât să fiu tot timpul într-o relație fără să fiu constrânsă, pentru că dacă m-ai constrâns, trag în laț. Eu trag în lesă. În momentul în care am tras în lesă, tu trebuie să-mi dai drumul din lesă, pentru că altfel m-ai pierdut. Eu nu suport Denis Rifai niciun fel de autoritate, de niciun fel. În secunda în care autoritatea s-a ridicat asupra mea fără blândețe, înțelegere și argumente, o dau la o parte ca pe o măsea stricată. Și la un moment dat, bărbații din viața mea, ca și bărbații, și femeile din viața bărbaților, pun așa un fel de stăpânire, un fel de... Ce-a făcut? De când suntem autoritari? Noi suntem parteneri. N-am înțeles asta? Nu-i problemă. Mergem mai departe. Într-adevăr, odată instalată autoritatea, eu nu mai funcționez, căsnicile mele nu vor funcționa niciodată, e posibil să mai fie vreo 5-6, nu știu dacă rezistă, glumesc. Nu cred că va mai funcționa una dintre ele, pentru că am această cerință pentru bărbatul de lângă mine. Lasă-mă să trăiesc lângă tine, așa cum îți dau libertatea să trăiești lângă mine. Nu suport să mă întreb cu cine vorbesc la telefon. Nu suport să mă întreb unde sunt. Nu te voi întreba niciodată unde ești. Poți să pleci de acasă 2 săptămâni? Niciodată! Niciodată! Eu fiind mirea, nu i-am spus niciodată n-ai voie. Niciunul dintre partenerii mei nu a auzit de la mine întrebarea cu cine ești și unde ești. Niciodată! Dacă vrei să te întorci bine, dacă nu, paciție calea. Sunt mult prea bună pentru tine. Vrei să mă rog de tine să te întorci? Mai bine mor. Rămâi cu cine ești, cât timp dorești și întoarce-te dacă mai e cale. Păi eu cam închisesem că despre asta e vorba, știi? Părerea mea este că în secunda în care auzi pe cineva întrebându-te cu cine vorbești la telefon, se presupune că omul din fața ta crede că tu vorbești la telefon cu cineva. Ceea ce înseamnă că te desconsideră pe tine moral. Mă întreb cu cine vorbesc, deci presupui că sunt o persoană de calitate morală îndoielnică, ceea ce eu nu suport. Ai încredere că omul cu care vorbesc e ok? Sau nu ai încredere? Iată orizontul cum te așteaptă. Bărbații din viața ta înțeleg că au încercat să te îngrădească și nu au avut încredere în tine. Mergem mai departe. În 2014 scriai așa: poate dacă m-aș relaxa și m-aș lăsa iubită, mi-ar fi mai lesne. Poate că dacă n-aș sta chircită de frica pierderii în mine însămi, secretul major este să te lași iubită, să te lași moale. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, de ce îți este frică să te lași iubită? Vezi, lucrurile s-au schimbat, m-am mai relaxat, am făcut și eu 53. Am înțeles lucruri, mulțumesc frumos. Am început să înțeleg faptul că dacă mă iubește bine, dacă nu, nu. Nu se termină lumea. Copilul meu mai are un pic și e major. Eu sunt într-o situație stabilă din punct de vedere financiar, profesional, familial, în relația cu mine sunt ok. Înainte eram atât de înverșunată să mă iubească cineva și pe mine, încât căutam asta cu tot din adinsul. Acum nu mi se mai pare atât de important și culmea e că odată ce am încetat să pun atâta presiune pe mine și să stau ghicită, într-adevăr, dragostea și soarele au venit în viața mea. Ușor, ușor. Pentru că le-am lăsat. Vezi, e foarte ușor să iubești. Și gândește-te la ce-ți spun și sunt convinsă că vei înțelege. E foarte ușor să iubești. Pentru că oferi. Ai conștiința și măsura acestei oferte. E foarte greu să te lași iubit, pentru că e ca și când te-ai lăsat pe spate, în brațele cuiva.
În față te arunci, în spate nu. Niciodată. Mi-aduc aminte că m-am jucat cu fiimea și unul dintre partenerii mei un joc. Fiimea avea 8 ani. Și fiimea s-a aruncat pe spate în brațele mele. Partenerul meu de atunci a zis, hai să facem și noi așa. Și fiimea n-a putut să se arunce pe spate. Nu s-a putut lăsa iubită. Nu a avut încredere că persoana respectivă, care era mult mai mare decât mine, o s-o prindă. Eu am încredere numai în mama. Deci e mult mai greu, spuneam, să te lași iubit, să te lași pe spate, să fii absolut sigur că te prinde cineva, decât să fii tu inițiatorul sentimentului pe care să-l dozezi, să-l înțelegi, să-l nuanțezi, să-l subțiezi, să-l îngroși din nou, să dai de la tine. Și cel mai mare egoism pe care noi îl practicăm este să iubim fără să ne lăsăm iubiți. Aiurea! Este extraordinar de frustrant și din cauza asta se duc naibii toate. Pentru că nu știm să ne lăsăm iubite, mai ales noi, fetele. Mulțumesc, Teo. Mai am o întrebare și exact din punctul ăsta o putem așeza. Ai fost căsătorită de 2 ori. Ai iubit cu siguranță. De suferit, am citit că ai suferit peste măsură. Putem spune că ai gustat iubirea în toate formele ei. Iar acum, după toate aceste experiențe, după aceste cuvinte pe care mi le-ai spus, ești la rândul tău mamă de fată. Maia are acum 16 ani. E o adolescentă superbă și eu cred că deja băieții roiesc în jurul ei. Este la vârsta la care începe să descopere viața. Și aș vrea să-mi spui și să știu ce îi spui ca să oferești de suferință în dragoste. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. Ce sfat i-ai dat Maiei atunci când ați vorbit despre băieți? În primul rând, eu nu vorbesc cu nimeni niciodată despre discuțiile particulare pe care le port cu cel mai bun prieten al meu. I-aș trăda așteptările. Cred că i-aș vedea ochii ei imenși căscându-se, cum poți să vorbești despre mine în absența mea? Am vorbit despre toate. Dar am să-ți răspund cumva. Cât pot. Când era mică, mai auzea tot timpul trebuie. Și într-o bună zi m-am enervat și i-am spus așa. Maia, în viața asta trebuie un singur lucru. Să fii fericită. În rest, că vin, că pleacă, că vor, că nu mai vor, că le-a plăcut, că nu le mai place, că se transformă ceea ce i-a atras la tine în defecte, pentru că tu știi ce vorbesc. Probabil și în viața ta au existat bărbați care te-au admirat pentru puterea ta și în momentul în care te-au avut, au zis, păi, dar tu ești mai puternică decât mine? Păi nu, de asta ai mai luat? E, i-am atras atenția asupra lucrurilor ăstora, le știe. Și avantajul nostru extraordinar este că suntem identice. Și atunci eu pot cumva să-i spun ce mi-aș spune mie într-o situație similară. Eu mă pun în locul ei, dacă îmi povestește și îmi povestește slavă cerului tot, mă întreabă adesea, Doamne, ce m-aș face fără tine? Doamne, ce m-aș face fără tine? Spune ce m-aș face fără tine. Dar nu te mai gândi la asta. Ce te-ai face fără mine? De-aia suntem aici. De-aia ne-a adus Dumnezeu în această formulă, pentru că ea a apărut în viața mea dintr-un miracol. Pentru ca eu să înțeleg toate lucrurile pe care mi le spui. Păi nu, că altă mamă până acum ar fi făcut implozie. Altă mamă nu sunt eu, iubita mea. Eu înțeleg exact, pentru că aș fi făcut exact la fel. Ai procedat corect, ai făcut bine. Dacă tu ești ok și dacă tu te simți mândră de lucrurile pe care le-ai făcut, mergi înainte. Nu accepta autoritate decât în cazul în care vrei tu și numai așa, de formă. Pentru că băieților le place la început, după care nu-i mai interesează. Bun. Îți citesc acum o declarație care pe mine m-a impresionat. Eu am înțeles de la viață că virginitatea este ultima redută a unei fete și că odată pierdută chestia asta, în primul rând, că este ireversibil, ai pierdut o valoare de neînlocuit. Și am tot împins chestia asta în timp, până când am început să-mi schimb percepția. Urmează întrebarea. Teo Trandafir, mai este virginitatea o virtute astăzi? Încerc să fiu habarnă. Gândește-te că am 50 de ani. Cine Dumnezeu mai știe ce gândesc oamenii ăștia? Presupun. Auzi, știi ce cred? Eu cred că asta cu virginitatea, care după părerea mea era o virtute, ultima redută, că trebuia să intri în biserică cu coronița de oranje pe cap și așa, erau niște prostii și mie mi-era de fapt foarte frică să fac acest pas. Că auzisem că e îngrozitor,
că este una dintre experiențele pe care, care te pot traumatiza pe viață, că doare, că aoleo, că unde o să se întâmple, că să nu fie cumva ceva fishy, să nu... Și atunci cumva o amânam, convingându-mă pe mine că e foarte bine ce fac și că asta mă face specială. Și m-am trezit în momentul în care, ce să vezi, am ajuns în momentul respectiv și n-am mai fost special deloc. Că trecusem de 20 și n-a fost fan. Au început după aia niște schimbări hormonale absolut incredibile și am început să mă îngraș. M-am îngrașat uriaș. Am pornit de la 56 de kilograme și am ajuns în câțiva ani la 140. Nu m-am mai recunoscut din cauza virtuții mele, din cauza valorilor mele. Eu sunt vinovată pentru ce mi-am făcut. Nimeni altcineva. Am învățat în viața asta că toate lucrurile nașpa care mi s-au întâmplat, mi s-au întâmplat pentru că le-am acceptat și pentru că la vremea respectivă puteam să aleg diferit. Am ales în funcție de dorințele mele. Eu nu sunt un om asumat. Eu sunt un om care înțelege. Nu-mi asum. Eu vreau să înțeleg ce s-a întâmplat și de ce. Și de cele mai multe ori îmi dau seama că principalul responsabil pentru lucrurile pe care le trăiesc sunt eu și că ele au fost generate poate în ani și au degenerat în ani. Nu acuz pe nimeni pentru nimic din ce mi s-a întâmplat, mai ales că în momentul ăsta sunt cu tine la o masă și mi se pare absolut fabulos și una dintre marile mele victorii. Continui cu o declarație de-a ta. Ne spui așa. Nu mi-am dorit copii niciodată. Nu sunt făcută să fiu mamă. M-am trezit la 36 de ani cu toată viața dată peste cap, cu un copil care răcnea, cu mine care nu eram pregătită pentru așa ceva. Am plecat la serviciu dimineața și m-am întors seara acasă cu un copil nou născut. Nu a fost bine. M-am speriat îngrozitor. Sunt chiar vorbele tale, dar tu astăzi ai o fată superbă, matură, care ți-a mănăleit așa cum până acum ne-ai descris-o. Se știu însă totuși prea puține lucruri despre întâlnirea ta cu Maia și vrem să aflăm povestea acestei întâlniri, așa că urmează întrebarea, Teo Trandafir, ce te-a determinat să o adopți pe Maia? Înainte de întâlnirea noastră, în urmă cu câteva luni, o bună prietenă de-a mea, de ale mele, pierdea copii. Sarcină după sarcină. Și la un moment dat mi-a dat telefon de la spitalul de urgență, era extrem de sedată și m-a întrebat cu jumătate de glas dacă mă leg să adoptăm amândouă. N-am putut să-i spun în momentul ăla nimic. Și am zis, mă leg. Ce puteam să fac? Și am ajuns acasă, zic, Doamne, am mințit-o. Cum să fac eu acum? Și am început să mă rog la Dumnezeu fierbinte și am zis, Doamne, exact așa, cuvânt cu cuvânt, Doamne, dacă Tu crezi că eu pot să am grijă de un copil, eu care nu sunt în stare să am grijă de mine, Doamne, dă-mi un semn. O să fiu cu urechea ciulită în fiecare zi de la Tine. Dacă o să apară vreo posibilitate, o să înțeleg. Pentru că știi că sunt suficient de subtilă încât în momentul în care îmi declini o realitate, s-o prind din zbor. Nu mi-a declinat o realitate. Am primit un telefon. Bună ziua, bună ziua. Am în fața mea o femeie care dorește să. Vrei? Da. După care au început nenorocirile. Medicii din jurul meu, prietenii din jurul meu îmi spuneau că nu trebuia să fac asta pentru că analize, pentru că trebuiau făcute niște teste care nu erau făcute, că nu se știa dacă e fată sau băiat. Și am zis, perfect, o să-i cumpăr toate hainele albe. Nu se știa dacă e fată sau băiat. Perfect. Și dacă îl făceam eu, știam dacă e fată sau băiat? Și dacă îl făceam eu, știam că are toate mâinile și toate picioarele? Dacă îl făceam eu, știam că are o boală sau nu? Este copilul meu. Copilul meu urla după mine. Și într-unul dintre interviurile Maiei, acordate pentru Canal D, spune așa, din cer eu te-am ales ca să fim împreună și să ne trăim fericirea. Ea m-a ales. Eu doar am știut să spun da în momentul în care a trebuit. Pentru că, într-adevăr, în viață mai și trebuie. Ăla a fost un moment. Urmează o întrebare roșie. Chiar dacă ne-ai spus că nu ai fost pregătită dintotdeauna să fii mamă, atunci când ai înfiat-o pe Maia, era o femeie matură, 36 de ani deja, cu principii bine formate, cu temeri de asemenea. Probabil că aceste temeri te-au făcut să interzici mai să socializeze și din gelozie ai recunoscut chiar tu asta într-un interviu.
urmează o întrebare roșie, Teo Trandafir. Ai greșit ca mamă față de Maia? N-ar fi bine să o întrebăm pe ea. Într-adevăr, am fost la început foarte posesivă în perioada aia în care era mică Roz. Și aveam senzația că toată lumea se uită la ea și că o să mă deoache și că se fac niște schimburi de energie care nu sunt în regulă. Încet, încet m-am relaxat, pentru că Maia m-a învățat să mă relaxez. Ea a fost cea care mi-a spus, știi, mami, inima mea e mare, mare cât China și încape o lume întreagă în ea. Mi-am dat seama că ea cumva a sesizat faptul că devenise mamă cloșcă și a încercat cu delicatețe să mă avertizeze în legătură cu disconfortul pe care îl creează această stare de fapt. E foarte neplăcut să stai cu maică-ta tot timpul în cârcă. Și din clipa aia am început să o las să plece. La 8 ani a plecat în prima ei deplasare la basket, în Serbia, dacă nu mă înșel, nu aveam niciun fel de contact cu ea. 10 zile am plâns non-stop pentru că nu știam dacă și-a rupt vreo mână, vreun picior și n-aveau cum să mă anunțe. La 9 ani a plecat, la 10 ani a plecat. În fiecare vară ea pleca în cantonament cu echipa ei de basket. Și eu eram perfect de acord cu asta. Deși nu eram de acord cu asta. Cred că am greșit față de Maia, dar nu știu unde. Ar trebui să o întrebăm pe ea, deși la delicatețea ei și la felul în care mă înțelege, va spune... Astea sunt lucruri care nu mai contează. De ce ne ancorăm în momentul ăsta în trecut? Și dacă s-a întâmplat? Știu unde cred că am greșit, dar n-aveam ce să fac. N-am putut să mă duc la ședințele cu părinții pentru că eram la muncă. Dar am fost întotdeauna la început de an școlar, inclusiv acum, când era liceu. Eu eram singurul părinte din tot liceul ăla care s-a dus cu copilul de mână. Copilul a venit și mi-a zis, te rog frumos, vino cu mine la liceu. Și m-am dus. Doar că eu am crezut că ceilalți părinți sunt undeva pe ce. Și a venit doamna director care mi-a spus, doamnă, știți, noi am dorit să începem. Păi da, dar pentru asta dumneavoastră trebuie să plecați. Eram singurul părinte care venise împreună cu copilul la școală. Și asta pentru că mai așa dorit, că nu m-aș fi dus de nebună. Sau poate singurul părinte prieten, așa, la cataramă copilului Teo Trandafir. Ne întoarcem în timp, mergem înspre o perioadă foarte grea pentru tine, în ianuarie 2011, o lună ianuarie în care a început una dintre cele mai întunecate perioade la propriu din viața ta. Ai stat 100 de zile internată într-un spital din Viena. Diagnosticul cu care ai plecat din România a fost de pancreatită acută. Ai fost operată de mai multe ori și, după cum spuneai chiar tu, și te citez acum, ai băut 3 luni apă de la Viena, de la chiuvetă, și continui cu alte mărturisiri despre episodul Viena și, din nou, te citez, neputând vorbi, am avut timp mult să mă gândesc la ce greșeli am făcut, ce nu aș mai face și ce nu am făcut, și când mi-am revenit, am reparat tot ce am considerat că am stricat. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, ce greșeli ai reparat după întoarcerea de la Viena? În primul rând, mi-am dat seama că am uitat toate textele Beatles pe care le știam, ceea ce pentru mine a fost catastrofal. Am uitat cum îl cheamă pe George Clooney, dar mi-am revenit. În primele 24 de ore nu știam cum îl cheamă nici pe mine. Nu știam dacă am părinți, dacă sunt fată, dacă sunt băiat. Odată ce am deschis ochii, zic, nici nu aveam cum să mă exprim pentru că aveam un tub pe gât. Dar mi-am dat seama că n-am spus suficient de des te iubesc oamenilor care ar fi meritat. Cu asta nu m-am împăcat. De ce n-am spus atunci când trebuia? De ce am ținut eu garda sus atunci când nu conta pentru nimeni? Miza era zero. Puteai să spui te iubesc, ai fi făcut viața omului ăluia mai bogată. Poate omul respectiv s-ar fi schimbat și și-ar fi schimbat perspectiva și atitudinea față de viața lui și față de mine și față de ceilalți. De ce să ții secrete de genul ăsta atât de importante? Și acum spun te iubesc, spun din tot sufletul. Dacă mi-aduc aminte cum te cheamă, îți spun. Dacă nu, nu. Sunt foarte mulți oameni care știu. Foarte multe lucruri le-am trecut cu vederea, pentru că efectiv nu mai știu ce s-a întâmplat. Există și o parte foarte bună a acelei perioade. Partea bună era că m-am gândit eu atunci. Zic, bă, care e partea bună a acestei stări de letargie și de prizonierat și de status quo? Faptul că am timp să mă plimb cu Mircea prin Florența. Mi-aduc aminte că Mircea fusese în Florența și îmi povestise cum e. Și atunci am închis ochii, l-am luat pe Mircea de mână
Și am plecat în Florența și mi-aduc aminte că erau niște clădiri superbe cu niște trandafiri roșii care se agățau. Și de la un punct încolo am început să-mi doresc să vină Mircea. Mi-am dorit foarte tare asta. Singurul om pe care am vrut într-adevăr să-l văd în afară de o altă persoană. Aș fi vrut să știu cui ai spus prima oară te iubesc. Rămânem la Viena. Aici unde tu spui că ai murit și ai înviat. Ai fost în comă indusă timp de mai multe zile. Experiența de la vremea respectivă a fost pentru tine ca un cu totul o a doua șansă la viață. Ești tu cea care spui, îmi aduc aminte umbre, fețe, îmi aduc aminte că mă duceau la raze, cu pat cu tot și că spuneau că nu o să fie bine în germană. Vrem să ne povestești episodul de la Viena, vreau să știu ce ai gândit, ce ai simțit, cum este să fii prizonieră în propriul tău corp. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, ce ai gândit când ai aflat că nu ai nicio șansă de supraviețuire? Sinceră să fiu, la început mi s-a părut funny. Pentru că am stat și m-am gândit, bă, cine Dumnezeu trăiește forever? Who wants to live forever? I want to live while I'm alive. Eu vreau să trăiesc în timp ce sunt în viață. Ce e asta? Gata, toată lumea moare mai devreme sau mai târziu. E într-adevăr o tragedie pentru un timp. Toată lumea pățește asta. Îți garantez că niciunul dintre noi ăștia de aici, peste 300 de ani, nu vom mai fi aici. Dar tu nu aveai 300 de ani atunci, erai tânăr, erai foarte tânără. Nimeni nu e foarte tânăr. Sunt copii care se duc. Și eu? Adică de ce aș fi fost scutită de ceva? Erai ce pregătită fusese... să mori. Sigur. Sigur. Aveam o singură problemă pe care ți-o mărturisesc ca unei surori. Să nu cumva, pentru că este un act irepetabil, irreversibil și pe care nu îl poți corija în niciun fel, să nu plec fără o demnitate pe care să-și o aducă aminte toți cei din jurul meu. Eu am vrut să plec cu mâna la chipiu, frumos, fără rugăminți, fără nimic. Și în momentul ăla am primit o vizită și am fost întrebată de persoana. Ce mă, ți-au spus proștii ăștia că o să mori? Aceea fără nume. Da. Până când mă întrebi, nu-ți dau numele, că mi-e frică să nu te încurc. Da. Am făcut semn că da. Și tu pe cine crezi? Noi ne întoarcem pe linie comercială, mă. Tu ascultă-mă ce-ți spun. Noi doi ne întoarcem cu linie comercială. Ne-am întors într-adevăr tot cu un avion privat și atunci am căzut pe trepte pentru că după 100 de zile de stat în pat nu am știut că mi s-au atrofiat mușchii și n-am mai reușit să urc treptele. Am căzut îngrozitor, dar... am avut grijă să nu murdăresc foarte tare în jur. Asta era marea mea grijă, să nu fac murdar într-un avion de lux. Mulțumesc. Și rămânem aici, să știi, și poate ți se pare că insist, dar sunt și alte declarații la fel de puternice pe care le-am citit. Am auzit voci pe care nu le-am mai auzit până atunci și am văzut lucruri. Doamne, tu ești, sunt singură pe aici. Asta am întrebat când m-am văzut într-o ceață groasă. Am simțit că mor și am întrebat, doar eu sunt pe aici, nu mai moare nimeni? Și Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-a spus că nu. Am întrebat, mai mult de atât se poate? Și mi-a spus că mai mult de atât nu e. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. Există viață după moarte? Habar n-am. Eu sper, conform unei logici elementare, că orice formă de energie ar trebui într-un fel sau altul să se prezerve sau să se transforme într-o altă formă de energie. Nu știu dacă e tot viață, dacă e alt tip de ființare, de existență, dacă e viață după viață. Poate viața se transformă într-un spirit. Poate nu. Poate totul se termină aici. N-am nici cea mai vagă idee. Dar, într-adevăr, eu am întrebat, în momentul în care m-am trezit într-o cameră lăptoasă așa, am vrut și eu să fac un mișto, da? Zic că dacă tot... fac și eu o glumă. Zic, doamne, sunt 7 miliarde, pot să schimb și eu o vorbă cu cineva? Nu, Teo. Este o experiență prin care trebuie să treci singură. Și mi-am dat seama că nu prea e de glumă și am întrebat cum aș face să trec în partea cealaltă. Și cred că acolo deja erau sedativele care își făceau efectul, pentru că mi s-a spus așa. Imaginează-ți că ești pe un câmp verde, că sub tine curge un râu albastru perfect, și acest râu te va lua și te va duce cu el acolo unde îți va fi mai bine. Am făcut exact așa cum mi s-a cerut.
Am închis ochii, am văzut pajiștea perfect verde, o pajiște irlandeză. Mi-aduc aminte exact, era o pajiște irlandeză. Prin ea curgea un râu perfect și corpul meu levita deasupra acestui râu și urma doar să mă apropii de el ca să mă ducă acolo unde era de dus. Și după ce am făcut tot acest efort intelectual fantastic să mă adaptez tuturor celor care mi se ceruseră și care nu erau ușor de dus în condițiile respective, a doua zi dimineață, la ora 6:15, m-am trezit cu girafa, cu razele, cu domnii doctori toți adunați să mă facă frumoasă, să mă spele, să mă spele pe cap. Nu trecusem în partea elaltă și am fost foarte dezamăgită vreo câteva minute, după care am zis, auzi, știi ceva? Mai e timp. Constat cu multă uluire, știi, cu câtă detașare vorbești acum și așa împăcare și echilibru. După trei luni petrecute, nu, la Viena, multe operații, 5 au fost, ai început să privești altfel viața și să te gândești diferit la moarte. Merg pe cuvintele tale, mi-ai spus așa, nu mi-e frică de moarte deloc, pentru că la ea ajungem cu toții și mai urmează deci o întrebare, de ce te temi cel mai tare, Teo Trandafir, dacă nu de moarte? Iubita mea, moartea vine ca un fel de eliberare după o suferință pe care nu ți-o poți imagina. Dacă vine din senin așa, dacă te izbește un infarțel, nici nu știi că s-a întâmplat. Dar așa, după sute de zile de chin și de luptă pentru propria viață, luptă care oricum era pierdută a priori, mi-am dat seama că n-are niciun sens să-mi fie frică de asta. Mi-e frică în continuare însă de următoarele. Mi-e frică de suferința cumplită dinainte, mi-e frică de sărăcie și umilință, mi-e frică de neputința intelectuală, materială, mi-e frică de sărăcia lumii în care trăiesc și de faptul că lumea în care trăiesc mă înțelege din ce în ce mai puțin, că trebuie să vorbesc folosind 5 cuvinte ca să mă înțeleagă 3 telespectatori, pentru că altfel îi duc într-o zonă în care s-a terminat și trebuie să las nivelul intelectual mai jos. Mi-e frică de sărăcie. Sărăcie materială, morală, sentimentală, lexicală, de orice tip vrei tu. Și încerc să împing acest moment al sărăciei cât mai departe pot. Și încerc să-mi găsesc diferite alte preocupări care să mă țină departe de sărăcie. Sărăcia și boala și felul în care ți întorc prietenii spatele în momentul în care s-a terminat sunt atât de dezamăgitoare încât prefer moartea. Aveam o prietenă care avea să-mi dea foarte mulți bani atunci. Și am sunat-o. Și mi-a răspuns exact așa. Am să ți-i dau atunci când o să iau. Eu ajutasem atunci. Ți-a dat până astăzi? Niciodată. Nu o să-i mai cer niciodată. În mine s-a rupt ceva. Dar am înțeles. Nu e vina ei. E vina mea. Nu e prost cine cere. Prost e cine dă. Toate lucrurile înfiorătoare pe care le-am trăit în viața asta au fost generate de oameni. De-aia îți spuneam, eu nu sunt o tipă asumată. Sunt o tipă care recunoaște că a greșit. Mulțumesc, Teo Trandafir. Mergem mai departe cu întrebările. Ne întoarcem la căsătorie. Tu, acum, la mine în emisiune, ai spus că pe tine căsătoria te încurcă și te sperie și acum merg cu o declarație de-a ta. Dragostea este însă altceva, un sentiment fără de care am fi pustii, acri niște babe leșinate care ar umbla în biserici legate cu broboade. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, există astăzi un bărbat în viața ta? O să te dezamăgesc. Întotdeauna a existat un bărbat în viața mea. Dar poate mă bucuri. Nu-mi place să fiu singură în sensul ăla. Adică mai schimbă și noi vorbă, mai una, mai alta, mai cu tare, dar să fie, domnule, independent. Adică intelectual. Să-mi fie superior intelectual și să nu se vadă. Uh-huh. Asta mi se pare absolut fabulos. Voiam să-i spun la un moment dat... Deci există. Voiam să-i spun la un moment dat unei înfumurate... Am o mașină mai proastă decât a ta și un șofer mai deștept decât tine. Nu i-am spus-o. Risc? Există în jurul meu oameni mai deștepți decât mine, ceea ce pe mine mă luminează la creier.
Mă bucur să ei. Nu sunt invidioasă, dimpotrivă. Încerc să învăț de la ei, să fur de la ei, să le dau, să dea, să facem în așa fel încât să fim într-un continuu sărut intelectual. Și acest schimb energetic, sentimental și de toate celelalte să fie de ambele părți. Eu n-am putut niciodată să suport un bărbat mai prost decât mine, pentru că îl pui jos, nici nu îți dai seama. Nu e nicio bucurie la treaba asta. Trebuie să știe să mă domine fără să mă domine că mă enervează. Trebuie să știe să-mi vorbească fără să-mi vorbească pentru că mă enervează. Trebuie să mă controleze fără să mă controleze pentru că mă enervează. Astfel încât trebuie să fie mai deștept decât mine, fără să-mi arate că e mai deștept decât mine pentru că mă enervează. Ce zici? Există un asemenea bărbat? Și nu ne-ai răspuns. Le mai lăsăm și noi. Tu ce zici? Hai, merge și un pic la dialog. Eu am notat că există. Mulțumesc. Urmează o nouă întrebare roșie. Ai iubit. Ai fost căsătorită de două ori. Am aflat astăzi că, din răspunsurile tale, în fața dragostei, Teo Trandafir e o femeie care respiră feminitate prin toți porii ei. Am văzut în fața noastră o femeie vulnerabilă, ca multe dintre noi. Iată ce spuneai despre suferința în dragoste. Am suferit ca un animal. Am suferit cumplit, am suferit de nu m-am ridicat de pe podele, a fost ceva înspăimântător și am tăcut ca mormântul și am vrea să știm de câte ori până acum ai iubit cu adevărat. Urmează întrebarea roșie. Mai ai puterea să iubești atât de intens? Probabil realitatea imediată va demonstra asta. Nu sunt atât de inteligentă încât să văd în viitor. Probabil pasiunile mele care apar din cotloane nebănuite în momente dintre cele mai spectaculoase chiar și pentru mine, din meandrele mele și din tenesmele mele bizare, se vor răzbuna pe caracterul meu extrem de, nu știu cum să zic, pasional și mă vor prelua în ghearele lor. Îmi place foarte mult pasiunea. Pentru că fără pasiune viața e pustiu, știi? Dacă nu ți-e frică să nu-l pierzi pe omul de lângă tine mult mai rău decât te-ai pierde pe tine, înseamnă că trăiești degeaba. Tu trebuie să ai tot timpul, după părerea mea, trebuie. Ar fi ideal pentru o femeie, chiar dacă mărturisește, chiar dacă nu, să consideră că partenerul ei și prezența partenerului ei în viața ei este mai importantă decât propria prezență. Ce mă fac eu fără tine? Cine sunt eu fără tine? Nimeni și nimic. Pentru că m-ai cunoscut, m-ai înțeles, m-ai găsit, m-ai salvat, m-ai legănat, ai tăcut când am suferit, nu m-ai cicălit și îți promit că voi fi lângă tine până la capătul zilelor mele. Și sper din suflet că acest capăt al zilelor mele să fie mai devreme, mai aproape de prezent, decât capătul zilelor tale. Ești mai important decât mine în economia vieții mele, cu tot egoismul fantastic care rezidă în această afirmație. Să fie oare o altă femeie care să vorbească mai frumos și mai profund de dragoste decât o faci tu, Teo Trandafir? Or fi vreo două, le găsim noi. Mulțumesc, chiar dacă nu-ți place căsătoria. Rămâi așa, cu iubire, cu iubire. Da, multă, da, da, căsătorie, căsătorie una și... Ai spus așa, la altar, la 50 de ani, mi-am dat seama că eu nu pot sta măritată, e vina mea, eu nu mă pricep la asta. Când mă trezesc dimineața și văd lângă mine același om pe care l-am văzut zi de zi în ultimele luni, panică, ce-am făcut, cum scap de aici. Am vorbit până acum de căsătorie, ai spus că te-ai căsătorit de vreo 5-6 ori mai devreme în emisiune. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, te-ai căsătorit a treia oară? M-am tot întrebat asta. Cred că aș aștepta întâi să crească fiimea suficient încât să fie majoră ca să nu o fac de băcănie. Adică să facă mai 18 ani, să se ducă în treburile ei, în străinătățurile ei, la studiile ei, la ale ei. Și eu aici pot să fac diferite treburi. De ce m-aș căsători? Nu m-aș căsători niciodată la altar. M-aș căsători doar dintr-un motiv. Împreună cu partenerul tău, tu construiești o viață. Îți faci o căsuță, îți faci o mașinuță, îți faci un goblen, îți faci un... Na. În egală măsură puneți efort în aceste mici realizări meschine. Dacă însă
se întâmplă ceva cu mine, ce face partenerul meu? Pentru că rudele mele vor veni să mă moștenească pe mine, iar el este nimeni în drum, este un nenea. Și atunci eu, dacă m-aș mărita, singurul motiv pentru care aș face-o ar fi să-mi protejez partenerul care a muncit cot la cot cu mine în toată această perioadă. Pentru că poate fi nedreptățit definitiv și eforturile lui din ultimii ani poate să fie zădărnicite de o chichiță legală. Nata, cine ești conform legii? Sunt soțul. Păi n-ai jucat cu cămașa albă, cu alea? Nu, nu, nu. Eu sunt soțul, conform legii. Deci, doamna a lăsat pentru copilaș și pentru mine. Iată testamentul. Înțelegi? Cam asta. Deci, cred că în momentul ăsta ar fi ridicol să ne imaginăm că la 53 de ani îți pui pirostriile pe cap și Isaia dănțuiește împreună cu niște cetățeni pe niște tocuri și cu... Nu. Eu una nu mă văd. În schimb, în situația de a-mi proteja partenerul, care s-ar putea și așa să rămână pentru totdeauna desființat de lipsa mea, pentru că eu sunt un partener excepțional și creez dependență. Și modest. Jur, eu creez dependență. Toți bărbații mei sunt toți la mine din cauza asta. Să-l las și terminat. Da. Continuă-te. Să-l las și terminat, schilodit sentimental de lipsa unei libertăți pe care i-am acordat-o, pentru că eu sunt omul libertăților. Enjoy. Enjoy life. Enjoy. Have fun. Stai să și moartă și să-l las și pe om așa. Și mi se pare mult prea mult și omul respectiv nu știu dacă ar putea o duce. Mulțumesc. Atunci cumva trebuie protejat. Ai fost de foarte multe ori ținta glumelor și glume dureroase din cauza kilogramelor, chit că și de foarte multe ori se depășea măsura, ca să o spun mai pe românești așa. S-a întâmplat, de exemplu, în emisiunea Cârcotașilor, și citez acum dintr-o declarație pe care ai făcut-o: nu am uitat și nu o să uit niciodată glumele grobiene, eram întotdeauna jucată de mistrețul. Sigur, nu ar fi putut să mă interpreteze o bebelușă și nici nu am pretins vreodată acest lucru, dar mi s-a părut peste orice limită. Nu înțeleg de ce a trebuit să fiu atât de rău taxată pentru greutatea mea. Ne interesează să știm dacă te-ai gândit să le bați vreodată obrazul celor care te-au jignit. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. I-ai iertat pe cei care te-au batjocorit? Iubita mea, mă uit la televizor. Cred că s-au iertat singuri. I-a iertat publicul. I-a iertat Dumnezeu. De ce să mai stau eu să vorbesc despre oameni care nici nu știu dacă mai sunt pe la vreun televizor? Ce or fi făcând? De ce să mă gândesc eu la niște oameni care, într-adevăr, la vremea respectivă, mă călcau în picioare? Uai, unde sunt ei acum? Istoria, despre cine vorbește azi? Despre ei sau despre mine? Atâta timp cât ești câștigător într-un război, iartă-ți adversarul. Pentru că nu vei putea continua să trăiești decât în cazul în care depășești această etapă a vieții tale și treci la următoarea. În afară de faptul că eram grasă, nu-mi reproșau nimic. Nu-mi spuneau că sunt proastă, că sunt hoață, că sunt deceiving, că sunt manipulativă, că sunt... Nu! Teo Trandafir e grasă. Sărăcuț, aș putea spune. Sărântoc, ca mesaj. Și dacă Teo Trandafir nu mai e grasă, ce faci? Răspuns. Ce fac ei acum? Că eu știu ce fac. Stau la discuții cu tine. Și m-ai invitat de drag. De ce nu-i invita pe ei? Că nu-i văd pe aici. Și de altfel, dacă îmi dai o telecomandă, nici pe celelalte televizoare nu-i văd. Este evident că în momentul în care ai reușit să faci ceva, e bine să-ți propui și să-ți setezi un nou scop. Că dacă revii într-una la lucrurile care te-au marcat, care te-au lovit, știi cum e? E ca atunci când un copil la 40 de ani zice: m-am ratat că pe mine mă bătea mama. Prostule! Ai 40 de ani, ai avut 30 de ani să-ți revii. Nu mai da vina pe părinți că ești tu tarat. Așa și eu. Nu pot să dau vina pe ăla sau pe ăla că m-a tarat atâta vreme cât am avut timp să-mi revin. Și pe sistemul măicuță, ia că tămăs. Mulțumesc, Teo Trandafir. Vorbele celor care te-au criticat, că ne-au plăcut sau nu, te-au făcut totuși să-ți dorești să schimbi ceva. Și ne spuneai așa,
continui, completez la ce ai spus acum. Am slăbit de-a dracu pentru că ăia făceau mișto de mine, că sunt grasă. Am slăbit într-un an 60 de kilograme, dar nu a fost bine nici așa, pentru că audiențele s-au dus în cap. Vreau să înțelegem dacă kilogramele făceau cumva parte din brandul tău. Urmează întrebarea. Teo Trandafir, ai simțit în vreun moment că slăbind ți-ai pierdut identitatea? Identitatea mea, sinceră să fiu, nu prea mă interesează foarte tare. Am lucruri mai importante de făcut, de exemplu audiență. Că identitatea o ai, nu ai, știi ce zic. Problema a fost când au venit hârtiile, când au venit cifrele. Pentru că eu m-am întors din vacanță cu 30 de kg mai slabă. Fusesem avertizată că am greșit. Știam că am greșit, dar nu știam cât de tare. Oamenii nu se mai regăseau. Nu mai voiau să pună murături cu mine. Nu mai voiau să vorbească despre tocană. Nu mai aveau chef de tras de șireturi cu mine. Pentru că eram altcineva. Începusem să fac parte din lumea lor. Și făceam un shift între două lumi pe care nici măcar eu nu le înțelegeam, pentru că eu slăbeam în fiecare zi. Nici pe care nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Eu am făcut asta în fiecare zi, cu conștiinciozitate, iartă-mă, de furnică. O furnică nu-și da seama când a parcurs 2 km, pentru că ea nu parcurge tot timpul 2 km. Merge încet, 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 așa. Așa și eu. La capătul celor 2 km zic, mâncați-aș gura, unde sunt? Nu era așa. Și m-am trezit complet într-o altă zonă, într-o altă lume. Da, nu-i problemă că am luat-o înapoi. Că, na, organismul meu s-a obișnuit cu regimul alimentar pe care îl țineam. M-am făcut iar Rubicon de o splendoare, o bucurie. Și acum sunt cea care sunt de vreo 7 ani. Am plecat de la emisiune de la Canal D pe data de 19 decembrie, în ziua în care luasem vacanță. M-am internat, m-am operat și în momentul în care m-am trezit, am început să plâng pentru că în salonul meu era un buchet superb de flori din partea managementului Canal D. Și mi s-a părut atât de frumos și de ceea ce eu numesc considerate. Cineva care s-a gândit. Și mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, Teo Trandafir. Vine o nouă întrebare roșie. Aici stăm, în silueta pe care o ai astăzi. Eu sunt convinsă că azi când vorbim tu ești atentă la alimentație. Revin la cuvintele tale și ne spuneai așa. Senzația pe care mi-ar plăcea să o trăiesc tot timpul ar fi cea de sațietate. Să nu trebuiască să mănânc niciodată, să fiu subțire ca un creion și să am și senzația că mi-am satisfăcut toate celelalte pofte. Mă interesează să știu cum te vezi tu de fapt în oglindă. Urmează întrebarea roșie. Teo, cum te percepi? Grasă sau slabă? Ca să înțelegi mai ușor, în momentul în care intru într-un magazin de haine, din reflex, eu mă duc la XXL. Am pe mine întotdeauna bluze foarte largi. Pentru că mi se pare că o femeie, cum eram eu și cum poate am rămas în structura mea interioară pentru totdeauna, nu trebuie să supună auditoriu, privitorul, la niște forme indecise. Și atunci eu prefer să mă îmbrac foarte lălâi. Odată grasă, totdeauna grasă. Le invidiez din suflet cu toată dragostea pe femeile care reușesc să se vadă așa cum sunt. Eu nu-mi dau seama cât sunt de deșteaptă, nu-mi dau seama cât sunt de bună, nu-mi dau seama dacă sunt sau nu un om generos, nu-mi dau seama, nu am încredere în mine, ceea ce e, știu că nu o să mă creadă nimeni, dar... Nici eu. O să-ți arăt la un moment dat. E o singură persoană care știe și a fost întrebată într-un interviu dat Canal D ce îi doriți lui Teo. Ce mesaj îi transmiteți? Teo, ai încredere în tine. Nu pot să fac asta, pentru că un om care are încredere în sine este un idiot care nu mai poate progresa. Este destul. Am încredere în mine, sunt enough pentru mine. Nu. Vreau mai mult, vreau să înțeleg, vreau să pricep, poate nu suficient de bună, poate nu suficient de rapidă, poate nu suficient de prezentă, poate trebuie să o las mai jos, poate trebuie să o duc mai în stânga, mai în dreapta, trebuie să mă adaptez. Pentru că altfel eu sunt un dinozaur și fac parte dintr-o generație care a dispărut. Deci tu te percep grasă acum când vorbim. Că mă percep grasă n-ar fi o problemă. Mă percep grasă, asta se mai rezolvă. Nu mă percep ca fiind una dintre cele mai inteligente persoane din jurul meu, lucru care mi se spune des, că sunt istețic așa, adică, ci că... E, na.
aș avea doi neuroni legați în serie, dar nu mă prind. Mi-ar plăcea probabil, dar mi-e frică să nu devin înfumurată și aș muri. Eu dacă aș fi înfumurată... Rămânem tot aici, în zona asta de beauty și nutriție. Mergem cu o declarație altfel. Sigur, nu sunt cel mai înfocat fan al operațiilor estetice, însă m-am gândit că nu este o rușine să le faci atunci când este cazul, sunt cuvintele tale. Urmează întrebarea, câte intervenții estetice are Teo Trandafir? Cu cuțit? Cum le consideri tu? Intervenții, operații, cu de toate. Păi am un abdomen distrus. Nu m-am mai operat niciodată după ce am făcut operația de rezecție de stomac. Deci îți dai seama, nu m-am apucat după aia să-mi tai brațele, picioare, toate alea, de frică. Nu mi-am pus niciodată sâni, de frică. Nu mi-am făcut lifting pentru că nu am avut cum, fiindcă eu fac emisiune zilnică și trebuie vreo 3 săptămâni, am înțeles. Și mi-e și frică Dumnezeului să nu mă mai recunoască lumea. Gândește-te puțin, ferească, mi-e frică. Nu mai vine cu fața mea, de o știe lumea, decât să vin cu cine știe ce, poate nimerește vreun mușchi, poate eu din fața asta trăiesc, așa cum e ea, frumoasă, urâtă. În rest, mi-e frică de altă anestezie generală. Pentru că, repet, cantitatea de anestezic care poate fi suportată în condiții de siguranță de un organism uman la mine a fost depășită dramatic. Și totuși am luptat ca un descreierat ca să-mi revin, să-mi aduc aminte lucruri, oameni, fapte, întâmplări. Eu nu mai pot să o iau de la început. Lasă că merge și așa. Sunt prea isteață pentru asta. Merge, lasă că îi fac din vorbe, îi mai aranjez eu, îi mai nu știu ce. Plus că nu trebuie să sar neapărat în primul baldachin. Că nu mai sunt în epoca șpagatului alături de persoana iubită. Nu. Cine mă iubește, mă iubește pentru faptul că știu să fac o cafea excepțională la ora potrivită și că mă trezesc prima. Să ne invit și pe noi la cafeaua ta. Mulțumesc, Teo Trandafir. Spuneai în urmă cu ceva timp că ești decisă să nu o lași pe fiica ta să facă vreo intervenție estetică sau cel puțin nu până nu ajunge să fie majoră. Citez, Maia și cu mine avem o vorbă, nu te atingi de tine deloc până în clipa în care împlinești 18 ani. După 18 ani poate să facă ce vrea ea. Și acum urmează întrebarea, ce sfat le dai fetelor dependente de intervențiile estetice? Să meargă mai departe și să fie fericite. Să-și facă visul frumos, să trăiască așa cum vor, să fie mândre de ele privindu-se în oglindă, chiar dacă oamenii râd de ele, să nu le pese, pentru că atâta vreme cât ele se duc la culcare și își zâmbesc dimineața când se trezesc, chiar dacă au un bot atât. Important e ce gândesc ele, nu cei din jur. Denise, când ești vai de capul tău, când n-ai de niciunele, nu vine nimeni să spună o bucățică de pâine în farfurie. De ce să vină să spună o picătură de fericire? Pune-ți-o tu. Vrei buze? Pune-ți buze. Câți ani ai? 6. Vrei buze la 6 ani? Te lasă maică ta. Enjoy! Eu pe fiica mea nu pot, pentru că o cunosc și știu că va veni la mine plângând a doua zi, zică, mami, mami, te-am făcut, mami, mami, ajută-mă, fă-mă, adu-mă înapoi unde eram. Nu, până la 18 ani îmi aparții. Până la 18 ani ești copilul lui mama, tot ce porți, ce faci, ce dregi, ce mănânci, ce bei, e al meu. Deci, tu ești copilul meu. Sigur că ai toată libertatea, poți să faci ce vrei, poți să iei deciziile pe care le vrei, dar nu referitoare la partea fizică. Va veni o zi în care vei face 18 ani și vei decide să faci un tatuaj cu lilieci. Și vii la mine. Mami, mami, mi-am făcut un tatuaj cu lilieci. Ce mă fac acum? Du-te la lasă să ți-l scoți. Te-am pus eu? Înțelegi? De asta nu o las acum, pentru că nu cred că e suficient de coaptă. În ciuda faptului că e deșteaptă tare și a făcut într-adevăr niște găuri în urechi de alea mai mari, dar mi-a arătat că după ce s-au făcut mari, 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 de eu eram absolut sidefată, siderată, făcuse niște găuri uriașe. Și am zis, vrei să arăt ceva tare de tot? Și le-a scos, sunt niște cercuri care se bagă în ureche acum, ceva îngrozitor, și le-a scos și în câteva ore găurile erau la loc. Adică, după 18 ani să facă ce vrea ea. În rest, fetelor altor persoane le dau sfatul, faceți ce vreți voi. Bine, mulțumesc. Urmează o întrebare roșie. Ajungi în casă și închizi ușa după tine, tragi zăvorul și obloanele. Sunt cuvintele tale. Omul este o ființă socială. Sunt cuvintele tale. Nu poate trăi complet izolat, dar în momentul în care are nevoie de propriile resurse pentru a se regenera, există ușa de la intrare, care îi ține pe toți ceilalți în exterior. Urmează întrebarea roșie, Teo Trandafir. Îți este frică de oameni?
Mă tem că da. Da. Mi-e frică de oameni pentru că în momentul în care ți-ai deschis pieptul și începi să te expui, cineva va strănuta. Sau va tuși, vorba lui Marin Sorescu. Tușiți. Mi-e frică de oameni și atunci fiica mea este un om care mă protejează cu unghiile și cu dinții, nu lasă pe nimeni să se apropie de mine, decât în anumite condiții. Și e adevărat că rănile care vin din partea oamenilor vin și trec. Dar dacă îți spune cineva ceva extraordinar de potrivit într-un moment, extraordinar de nepotrivit. Adică dacă te-ai nimerit cu bisturiu acolo, ții minte toată viețișoara ta. De ce să fac asta? Sunt înconjurată de oameni tot timpul. În momentul ăsta se uită la noi milioane de oameni. Eu în viața mea privată sunt un om extrem de retras. Pentru că există o limită pe care trebuie să o pui. Nu pot vorbi în public maselor populare. Această Eva Peron, această aducătoare de adevăr în societate. Nu sunt frate de niciunele. Sunt un om normal, modest, cu minte. Ce am de spus la televizor, spun la televizor. Fac audiențe, mai spun. Nu fac audiențe, nu mai spun. O succes, o învârtesc, o întreb pe producătoare. Bă, ce a făcut, ce n-a făcut, ca să vedem și noi cum o dăm. Alina îmi spune, bă, a făcut cu tare. Bă, mai facem. N-a făcut cu tare. Nu mai facem. Odată ce am ajuns acasă însă, am filmele mele, cărțile mele, gândurile mele, sensibilitățile mele și mai ales mi le pun în ordine în așa fel încât să pot vorbi cu tine oricând mă chemi. Încerc să spun de la începutul emisiunii că oamenii care se consideră asumați sunt doar niște mediocri care nu știu să se exprime altfel. În fața unor situații diverse, cum sunt cele interioare și propuse de un om din interiorul lui, tu trebuie să fii extrem de dinamic. Tu cu tine. Mulțumesc. Mergem acum la un episod mai puțin cunoscut din viața ta, Revoluția Română. Nici eu nu știam, ai fost la Revoluție, ai cărat răniții pe targă, ți-au șuierat gloanțele pe la urechi. Știind cum arată societatea românească astăzi, aș vrea să te întreb ceva, Teo Trandafir. Urmează întrebarea. A meritat să mergi la Revoluție? Când am ieșit pe stradă, ai cuvântul meu de onoare. Eu nu am ieșit în stradă decât... Am ieșit în stradă mânată de un gând. Dacă într-o bună zi o să am un copil și copilul meu o să mă întrebe, mamă, tu ce făceai de Revoluție? Să-i spun că stăteam la televizor, mi-ar crăpa obrazul de rușine. Și mai era ceva. Am fost vreo câțiva care chiar am detestat comunismul. Da, a meritat. Pentru că dacă nu merita, dacă nu se întâmpla așa cum s-a întâmplat și cum ne-am dat seama în câteva săptămâni că fuseseră complet misled și că nimic din ce credeam noi nu e adevărat, chiar și așa am putut să facem primul post de radio în 1990, Fan Radio București. Am putut să facem Tele 7, am putut să facem Canal D, am putut să facem asta. Am putut să vorbim între noi, putem să înjurăm, putem să ne exprimăm, putem să ne înjurăm între noi. Ne-am făcut mai și mai răi pentru că avem senzația că suntem mai liberi. Da, da. Cumva treaba e bună, pentru că putem vorbi. Frica aia extraordinară, pentru că am prins comunism până la 22 de ani. 22 de ani, eu mi-am pierdut prima iubire. Bărbatul despre care îți spuneam era american. Era cetățean american și nouă ni s-a întâmplat asta în 1989. Înainte de Revoluție. Ne urmăreau peste tot. Ne-au spart casa. Și l-a trebuit să plece, profesor universitar fiind, din gară în gară, pentru că ne luaseră și bani și tot, prima oprire la Stamura Moravița și tot așa. Și am stat în gară și mi-am văzut iubirea vieții plecând, stat în gara de nord și mi-am spus trebuie să pun pas după pas și să ajung la florărie. Și la florărie mi-am cumpărat creveți din aia care se puneau în ulei. Și am putut să zic, 2 pungi de creveți, vă rog. Asta e tot ce mi-amintesc. Din cauza asta, eu n-am putut să iert comunismul niciodată. Pentru că, după părerea mea, mi-a luat tot ce mă definea în momentul ăla. Dave îmi lăsase tricou de pe el, pantalonii de pe el. Eram îmbrăcată ca un profesor universitar american pe gara de nord, pe peronul gării de nord din municipiul București. Era normal ca după aia să vreau să mă răzbun. Continua. Eram un copil. Am crezut că asta e răzbunarea mea și am dormit într-un pat
cu o armă. Habar n-avea să o folosesc. Ani mai târziu ai fost parlamentar, Teo Trandafir. Dar și acolo am văzut că ai demisionat în 2012. Se întâmpla practic la jumătate din mandatul pe care îl aveai de 4 ani. Când ai plecat, am citit, îndemnul pe care l-ai avut pentru colegii tăi din politică, le-ai spus așa, să pună mai mult suflet pentru oameni și nevoile lor cele mai urgente. Vrem să știm cum te-a marcat această experiență. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. Te-ai mai întoarce în politică? Ani mai târziu ai fost parlamentar, Teo Trandafir. Dar și acolo am văzut că ai demisionat în 2012. Se întâmpla practic la jumătate din mandatul pe care îl aveai de 4 ani. Când ai plecat, am citit, îndemnul pe care l-ai avut pentru colegii tăi din politică, le-ai spus așa, să pună mai mult suflet pentru oameni și nevoile lor cele mai urgente. Vrem să știm cum te-a marcat această experiență. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. Te-ai mai întoarce în politică? Foarte rar pot să spun niciodată. Dar acum o să spun cu tot curajul. Indiferent ce mi s-ar propune, indiferent în ce condiții, doar dacă mă pun ăștia regina Angliei, adică să o dea pe Elisabeta mai încolo, că vine doamna Teo. Eventual să fiu regină 2 zile mi-ar plăcea. Altminteri, în politica din România, pe care nu am înțeles-o nicio secundă, eu n-am înțeles ce vorbeau oamenii aia. Eram în primul rând, la primul pupitru, nu știu dacă ai văzut vreodată, e tribuna și eram în primul rând. La Camera Deputaților. La Camera Deputaților. Stăteam și mă uitam la oamenii aia, cum nu se ascultă între ei. Vorbea unul dintre ei despre ceva foarte important pentru țară. Adică ne spunea, fraților, se vor face toate în agricultură. Va fi un belșug extraordinar. Trebuie să facem niște depozite în care să putem să păstrăm roșii, lapte, să facem rezerve pentru an, să putem să facem export, să putem să... M-am uitat în spate. Nu asculta nimeni. Dumnezeu să-l odihnească, Victor Surdu, că despre el e vorba. După ce și-a terminat acest discurs, care mie mi s-a părut memorabil, a venit și m-a întrebat, doamna, te vă rog să mă iertați, dar de ce vă uitați așa la mine? Pentru că mi se pare foarte interesant ce spuneți, domnul Surdu. Pe mine mă interesează chestia asta. Ar trebui construite, într-adevăr, niște fabrici acum, fabrici de conserve. Ar trebui să deschidem niște linii suplimentare. În anul ăla au rămas roșiile pe vreș, pentru că țara ne zicea, da, ce crezi că mă apuc acum să le mai culeg? Lasă-le acolo. În anul ăla am văzut lapte aruncat pe șanț și mi-aduceam aminte cu oroare de faptul că în Parlamentul României nimeni nu l-a ascultat pe Victor Surdu, care a spus se va întâmpla asta. Și el probabil a plecat dintre noi și cu acest mare regret. Faptul că în afară de o proastă, din primul rând, foarte puțină lume stătea să-l asculte. Bun. Continuăm. Și ai decis așa. Fiica ta merge la o școală particulară. Maia merge la o școală particulară. Viața ta, independent de tine, a fost salvată într-un spital dintr-o altă țară, la Viena. Tu spui așa, mie mi-ar plăcea ceea ce ar plăcea oricărui român, să avem un sistem de educație, un sistem de sănătate zdravene. Aceste două sisteme ar face restul să prospere. Profesorii sunt blazați și chinuiți, medicii sunt mereu pe picior de plecare. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, îți place România de astăzi? O țară care își disprețuiește bătrânii și care nu-și încurajează tinerii, nu este o țară pe care să o respect. Și de fapt, aici facem o mare confuzie între politicieni și țară. Țara e superbă, păcat că e acoperită de peturi, rar o mai vezi. Dar, mă rog, țara e splendidă, păcat că e locuită. Atâta vreme cât bătrânii noștri umblă plini de păduchina zile, copiii noștri învață în școli care nu au toalete performante, pertinente, care să poată fi numite toalete, Săli de baie. Nu există dezinfectanți. Ce dezinfectanți? Deci tu trimiți copiii într-o luptă... Apă. Da, deci tu trimiți copiii într-o luptă cu pieptul deschis și bătrânii mor pe partea altă. Deci trecutul meu și viitorul meu sunt puse în primejdie de acești oameni
care pe ei s-au asigurat. Ei sunt bine. De ce i-ar interesa? Ei politicienii. Da, și nu numai. Să știi că am descoperit un fel de lipsă de empatie și a celorlalți oameni bogați, care în loc să investească în viitorul lor, pentru că până la urmă copiii noștri sunt viitorul nostru, nu, ei investesc în continuare în ei. O să ai 70 și ceva de ani, mâine, pomeni, ai strâns o avere uriașă. Las-o, mai dă și la altul. Sau, știu eu, organizează tu, fă tu școlile tale, sistemul tău privat de sănătate, fă ceva. Eu nu pot, că nu știu să fac, că eu sunt om de televiziune, dar aștept de la cineva să facă ceva, lucru care deja mă enervează, pentru că eu nu-mi place să aștept de la cineva să facă ceva, prefer să fac eu, dar asta chiar nu pot să fac, să construiesc viitorul unei țări, că nu-s Mihai Viteazu. Deși mi-ar fi plăcut la 1601. Deci România îți place, oamenii sau parte din oamenii din ea, nu. Revenind la problema noastră actuală, suntem în această criză sanitară reală, coronavirus. Unii nu cred în existența acestui virus. Tu ai spus în felul următor: am chemat în perioada aceasta o firmă care a venit să facă dezinfecție acasă cu lămpi UV. Trag concluzia, deci, că ești foarte precaută, crezi în... te temi de coronavirus. Aș vrea să știu dacă tu crezi că situația de la noi din țară este bine gestionată acum. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. Ce le-i spune celor care nu cred în coronavirus? Și nu știu ce Dumnezeu să le spui unor oameni care îți spun că pământul e plat. Ce să-i spui? Nu există coronavirus. Eu nu cu ei am o problemă. Să creadă sau să nu creadă. Problema mea și mesajul meu se îndreaptă către cei care încearcă să ne scape. Fraților, țineți așa, că facem bine ce facem. Cum necum. S-au făcut toate eforturile, s-au făcut. E adevărat, noi, oamenii de rând, ne mai înghesuim pe colo, pe colo, dar una peste alta am văzut și mai rău. Oamenii care nu cred în coronavirus, într-un fel, sunt de înțeles, pentru că cred că se autoprotejează. Cred că și-au ridicat un zid. Bă, asta e o tâmpenie. Mie nu mi se poate întâmpla pentru că nu există. Decât ca mine, care mă trezesc în fiecare zi obosită de încrâncenare și de teamă și de cum să fac să nu așa, să ia nebulizatorul, bagă-l în mașină, ia aparatul de ozon, bagă-l în casă, scoate-l din camera aia, bagă-l în aia, zici că-s turbată. Dar ăsta e felul meu de a gândi și felul meu de a gestiona lucrurile. Că o-i reuși, nu-i reuși, până la urmă poate o să-l facem toți. Dar măcar prefer să mor luptând, știi? Că nu-i tot un aleu să mor sau câine înlănțuit. Nu vreau să... Deci protejându-te este forma ta prin care lupți, practic. Protejându-mă pe mine și pe cei din jur, pentru că eu nu ating oameni, nu mă îmbrățișez cu oameni, nu ofer oamenilor nimic de la mine din mână, chiar dacă aș putea să o fac. În felul ăsta mi-arăt respectul față de ei și mai ales, da, cât putem să luptăm împotriva chestia asta. E posibil să-l facem toți. Deocamdată nu știm. Hai să vedem cum facem să diminuăm rău. Asta e tot ce putem în momentul ăsta să facem. Să luăm din cei rău, cei mai puțin rău. Am notat. Mă întorc la alte câteva cuvinte de ale tale. Ne spune așa: lecția învățată este că poți trăi cu foarte puțin, foarte bine. Ai spus asta într-un interviu recent și cu altă ocazie ai adăugat că tu nu ai pofte. Citez: numai un câine legat de calorifer care se uită la masa stăpânului poate dezvolta sentimentul de poftă. Iar tu îți controlezi asta cu ajutorul inteligenței. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. Crezi că oamenii care au vicii sunt slabi? Nu. Cred că pur și simplu așa i-a adus viața. Nu poți să judeci un om care are un viciu. Ceva i s-a întâmplat. Undeva pe parcursul vieții lui, ceva l-a deraiat. Nu-i treaba mea să judec. Dar, ca să mă pot proteja pe mine de reîngrășare, mi-am construit un sistem și un eșafodaj de gânduri care să mă țină pe un drum. De aia metaforă cu câinele legat de calorifer care bălește la masa stăpânului, ca să-mi facă mie scârbă și să nu mă mai uit la masa stăpânului. Există o problemă însă. Dacă viciul tău interferează în vreun fel cu libertatea mea, începe să mă deranjeze. Dacă tu fumezi în goarnă, dacă tu bei până când îmi cazi mie în brațe, nu mai e ok. Tu poți să faci ce faci tu,
la tine în casă, ne lezând libertatea al cuiva. În momentul în care mi-ai lezat libertatea, devine o problemă. Nu judec pe nimeni decât în cazul în care vine și mi impune să fie judecat. Ia uite-mă, fumez. Păi, mie nu-mi place, că eu tușesc. Dacă simt, păi da, am și eu un viciu. Poți să ți-l trăiești afară. Înțelegi? Deci nu judec oamenii cu vicii, că nu e treaba mea. Un viciu trebuie judecat în măsura în care este exercitat astfel încât să lezeze în vreun fel sau altul libertatea altor oameni care nu au acel viciu, dar au altele. Fiecare dintre noi are câte un pitic pe creier. Cine sunt eu să mă apuc să... Unui control fric. Unul e fumător, altul e băutor, altul e... Bully, într-adevăr, dacă e bully la el acasă și nevastă să-l suportă, ok, dar să nu fii bully cu mine, că s-ar aduna de te las lat. Deci, hai să nu ne încălcăm libertățile unii celorlalți, ca să nu fim nevoiți să ne judecăm astfel. Mulțumesc. Poate o să te încalc eu acum ție ceva, așa, un spațiu foarte, foarte intim. Mai devreme, în emisiune, am vorbit despre sărăcie, despre momentele în care îți numărai efectiv banii. Acum ești o vedetă și eu am spus-o încă de la început, ești între cele mai mari vedete de televiziune pe care România le are astăzi. Vedetele de presă sunt bine plătite. Unii dintre colegii tăi, la un moment dat Șerban Huidu, a declarat că a încasat de la Prima TV 4 milioane de euro și știu că la vremea respectivă afirmația Cârcotașului te-a șocat. Vrem să știm cât de bogată este cu adevărat Teo Trandafir. Urmează întrebarea, câți bani ai câștigat până acum din televiziune? Habar nu m-am gândit niciodată la asta. În legătură cu Cârcotașul, el trebuie să aibă o logică. Banii care îți vin de la o televiziune trebuie să fie affordable. Adică pe mine Canal D mă plătește cu 5 lei, da? Asta înseamnă că eu trebuie să-i aduc lui Canal D 500 de lei. Eu trebuie să-mi plătesc postul de televiziune în așa fel încât să-i dau libertatea și confortul de a mă plăti pe mine. Câți bani ar fi trebuit să aduc eu la Prima TV ca să-mi dea 4 milioane de euro? Prima TV era un post de radio mititel. Nici nu-și permitea la TTV-ul de atunci. N-aveam unde. Unde să le aduc 40 de milioane? De unde? În 4 luni? O chestie de în sfârșit. Nu știu ce a fost cu el în momentul ăla. Deci, ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ți servești televiziunea suficient de eficient, iartă-mă aliterația, încât salariul tău să se justifice. Pentru că dacă tu vii cu niște figuri și cu niște rășini în cap și spui că vrei 4 milioane și aduci 200 de mii, înseamnă că ești psihopat. Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cât cer tu. Du-te în altă parte. Du-te la unde îți permite. Iar cât am câștigat nu e relevant. Spun de ce. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe piața vieții, am pierdut, s-a întâmplat, am riscat. Tot bani se numesc, că s-au dus pe apa sâmbete cu totul altceva. Pierzi, câștigi, negustor te numești. Deci eu bani am făcut și voi putea să-i fac în continuare, slavă cerului. Să-ți ajute Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor. Îmi plac foarte mult casele, foarte, foarte mult, foarte mult. Cred că am o slăbiciune, dar culmea e că și asta am rezolvat-o. Nu sunt atât de bogată pe cât mi-aș dori să fiu, dar dacă mai dai un pic de timp, o să-ți explic și care e raționamentul meu. Mai dau timp. E foarte important să vedem la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la un profesor universitar de limba română de la Universitatea București, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, de oriunde din țara asta, care își poate permite niște palate, oricând dorește, sunt un om atât de sărac încât după ce i-am vizitat casa și mă întorc la mine, am impresia că am intrat în cotețul câinelui. Deci față de el, sunt un om sărac. Mulțumesc, Teo Trandafir. Ești o persoană publică și evident toți ochii sunt ațintiți asupra ta, cum te îmbraci, cum vorbești, ce ți s-a mai întâmplat. Uite, de exemplu, Dana Budeanu spunea despre tine în felul următor. Teo se îmbracă pilaf, dar nu contează, farmecul e una, kilogramele sunt alta. Eu însă, și de mult am vrut să subliniez acest lucru, știu, văd și admir că la bijuterii
te pricepi. Ne întrebăm dacă ai suficient de multe bijuterii încât să îți deschizi un magazin, Teo Trandafir. Urmează întrebarea, câte kilograme de aur ai acasă? Am avut. Din nefericire, am trecut prin foarte multe și o mare cantitate a fost înstrăinată, dar nu mă supără. Am rămas în ultimul timp la același set. Deși am niște bijuterii, chiar am niște bijuterii. Dana Budeanu are dreptate. Ea spune așa, în momentul în care e vorba despre dive, indiferent ce spuneți voi, eu voi împărți ecranul în două, Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Din punctul meu de vedere, Teo Trandafir nu există. Nu te uiți la Teo Trandafir ca să vezi în ce e îmbrăcată. Eu consider asta unul dintre cele mai importante complimente care mi s-au făcut vreodată, pentru că prețuiesc doar lucrurile cărora nu le pot da foc. Trențele, indiferent cât de prețioase ar fi, indiferent cât ți-ar lua ochii, sunt niște trențe pe care cu un pic de benzină le rezolvi. Încearcă asta și cu bijuteriile. Diamantele nu ard. Niciodată. Asta voiam să-ți spun. Da, la bijuterii mă pricep. Și am avut o mare problemă în legătură cu asta, mi-am calmat-o, dar e posibil ca în următorii ani să reiau, când se va calma și criza asta, să-mi reiau colecțiile. Urmează o întrebare roșie, mulțumesc, Teo Trandafir. Urmează o întrebare roșie. Tu l-ai numit pe Andreea Marin și pe Mihaela Rădulescu. Eu ți-am tot spus că ești o mare vedetă. Alte vedete care au pornit o dată cu tine și tu ai vorbit mai devreme despre ele, au ieșit de mult din peisaj. Eu am o mare curiozitate. Urmează întrebarea roșie. Cine este pentru Teo Trandafir cea mai mare vedetă din România? Păi și mă, crezi că nu m-am gândit niciodată la asta? Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, asta vrei tu? Tu le-ai numit, ai vorbit de vedete. Păi da, da. Mie îmi place Ellen DeGeneres, dar nu e din România. Mie îmi place din România, să fie, da. Să știu. Stai să mă gândesc. Eu nu cred că în România avem vedete. Cred că avem persoane publice. Bă, Beyoncé e vedetă. Adică, ai zis Beyoncé, a căzut la Babila de pe pereți. Așa te-o trădăvi dacă ai trecut balta, ai trecut gârla. Nu știe nimeni. Cine știe de Teo Trandafir în Statele Unite? Oprah, într-adevăr, mi-a trimis un autograf. Mi-a trimis un autograf pe un album și niște CD-uri. Da, noi vorbim de România. Na, vorbește despre o piață de televiziune... Am mai compar România cu Statele Unite, oricum da, nu suportă adevărat. Comparația. Așa este adevărat. Ești la noi aici. Bărbat sau femeie? Ce vrei tu? Nu cred că nu m-am gândit la asta, jur. Dar te gândești acum? Mă, cred că e Andreea Esca. Cred că cea mai mare vedetă din România e Andreea Esca. Dacă vrei, spun și de ce. Te rog. Este imposibil să faci același program în fiecare zi la aceeași oră, să ai aceeași atitudine, să fii impecabilă zi de vară până în seară 100 de ani. Este imposibil. Eu știu ce înseamnă. Mulțumesc. Andreea Esca este cea mai mare vedetă de televiziune, în opinia pentru că e din totdeauna și pentru că știe să ducă asta. Mulțumesc. În lumea vedetelor de televiziune, invidia nu este ceva rar. Mă rog, din păcate sau nu, asta e ceva discutabil. Urmează întrebarea, Teo Trandafir. Ai fost vreodată invidioasă pe vreun coleg de breazlă? Invidioasă? Sună atât de nedemn. Înseamnă că vrei ceva ce îi aparține unui om și tu vrei printr-o metodă ocultă să obții bunul unui om? Nu. Am fost în extremă admirație față de oamenii care pot cânta. Îmi vine să-i strâng de gât. Vreau să cânt. Am atâta muzică în mine și cânt atât de urât. Și când le aud pe fetele astea, că în momentul în care deschid gura, se umple sala, sunt atât de fericită pentru ele. Și mi-aș dori și eu, dacă asta se numește invidie, da, le invidiez pentru că pot cânta. Mulțumesc. Și acum ne întoarcem la momentul plecării tale de la ProTV. Există și o latură, o altfel de latură a acestei povești, despărțirea ta de Adrian Sârbu. Citez.
Te citesc. E mentorul meu, e omul care m-a ghidat în viața asta, care m-a adus până aici. Știm că după plecarea ta de la ProTV, relațiile dintre voi doi s-au răcit. Ne-ai vorbit de el, că a venit la tine, la Viena, pe patul de spital și că ți-a spus că lupta asta o veți duce împreună și că reîntoarcerea ta la viață va fi cu el de mână. E mai mult decât evident că ți-a marcat și viața profesională și viața personală. Urmează întrebarea, Teo Trandafir, ai schimbat ceva în relația ta cu Adrian Sârbu? Ne-am cunoscut undeva în anul 1992. Din 1992, acest Pigmalion își construiește Galatea. Mi-a spus la un moment dat așa: n-ai să scapi de mine niciodată, pentru că te consider singura vedetă de televiziune din România, femeie. Crede foarte tare și Florin Călinescu. Tu și Florin Călinescu. În momentul în care am simțit însă că sentimentele care ne leagă încep să se răcească din partea lui de pod, am vrut să-i atrag atenția. Și am plecat. Pentru că am vrut să-i arăt că pot. Am vrut să-i arăt că pot să plec, nu că pot să trăiesc. Că știam că nu pot. Că pot să plec. Și atunci i-am spus, știu ce o să faceți, o să mă jurați, o să mă nu știu. Nu, Teo, o să te uit. În momentul în care eram la Elias în România și a venit cineva care mi-a zis, Teo, vine Sârbu, eu mi-am dat seama că s-a terminat. Mi-am dat seama că o să mor. N-ar fi venit niciodată altfel. Trecuseră 6 ani de tăcere. 6 ani în care de fiecare dată când deschideam ochii mă gândeam că i-am greșit. 6 ani. Și mi-am dat seama că sunt neagră pe mâine la perfuzii și el nu suportă suferința umană deloc, 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 deloc. Și mi-am tras pătura aia până aici, ca să nu vadă. Și mi-aduc aminte că mi-a zis, să rog frumos, poți să dai pătura jos? Mi-a dat-o el. Și a ieșit un scandal. Și mi-a spus, plecăm la Viena, în momentul ăsta nu stau de vorbă. Zic, eu nu vreau să plec la Viena. Ți se pare că te întreb? E o decizie pe care am luat-o deja. Am plecat la Viena. El s-a ocupat de tot, el m-a luat de acolo, iar părinții mei, amândoi, mi-au spus așa, în fața lui Dumnezeu, acest om este tatăl tău, acest om este mama ta. Îți ofer timp suplimentar. Și mama și tata mi-au spus același lucru. Niciunul dintre noi, oricât de mult ne-am fi dorit, n-am fi avut banii și suportul, puterea de a-ți oferi ceea ce ți-a oferit omul ăsta complet necondiționat. O singură greșeală am făcut odată. I-am mulțumit. Și s-a supărat foarte tare și m-a întrebat, Teo, cum poți să spui așa ceva? Tu mulțumești mie pentru viață? Să nu mai spui asta niciodată. Și n-am mai spus-o. Mulțumesc. Ai spus la un moment dat așa, mi-am dat seama de adevăr, toți suntem niște pachetele pline cu drame, cu fundițe deasupra. Ni se pare că numai nouă ni se întâmplă nici pomeneală. Dacă toți ne-am tăvălit pe jos pe măsura durerii noastre, nimeni nu ar mai rămâne în picioare. Vreau să aflu dacă ți-ai găsit liniștea sufletească. Urmează întrebarea, Teo, Trandafir. Ești împăcată cu tine astăzi? Sunt un om certăreț cu propria performanță, pentru că în mine coexistă două personalități. Sunt și semn dublu. Una e drăguță, o persoană amabilă, și cealaltă e doamna Teo. Doamna Teo este cea care vine și întreabă. Tot mediocră, tot mediocră? Din nou niște emisiuni... Îmi place de tine, dar nu prea. Când vine doamna Teo și mă ia la omor, eu mă gândesc dinainte. Eu trebuie să-mi pregătesc performanța suficient încât să nu vină doamna Teo să mă omoare. Pentru că eu când pun capul jos, începe doamna Teo. Tu cam ce audiență ai făcut azi? Ești mulțumit așa? Adică ai de ce bea apă. Ai de ce mânca. Te feliciți așa. Poate mâine faci și noi ceva. Adică faci și noi ceva memorabil sau tot mediocri, tot mediocri. Și asta mi se întâmplă de când aveam 16 ani. Mi-e frică de doamna Teo și atunci fac în așa fel încât să-i pun botnița în gură. Sau să mă pot ridica să-i spun, stai-mă puțin, că am făcut-o ce am putut. Am o explicație pentru asta. S-au întâmplat niște lucruri, s-au mutat niște ore. Uite, el a făcut aia, eu am făcut aia, că na. Când, tu știi foarte bine că noi lucrăm pe o tablă de șah a televiziunii, unde lucrurile se schimbă. Și trebuie să fie extrem de rapid. În momentul în care ăla dinaintea, de lângă tine, mișcă mai repede,
Tu trebuie să-ți asumi cumva. M-a mișcat, m-a prins, mamă, ce mi-a ars-o. Dar atunci nu mai are ce să zică doamna Teo. Că n-a prevăzut-o nici ea. Acum, de exemplu, am prevăzut mișcarea. Și m-am ofticat că n-am stricat mai tare. Nu mă împac cu mine niciodată pentru că mi se pare moartea minții. Împăcarea cu sine și această trăire în lotus, fără să-ți arzi câte o mamă de bătaie din când în când și cât un duș rece, te duce la o îngrășare a creierului. Ți se îngrașă creierul cu slănină. Știi? Și atunci îi mai dai câte un burețel. Mulțumesc, Teo Trandafir. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Voi evalua prestația ta din această emisiune în câteva momente. Vreau înainte de asta să ne uităm împreună pe tabel. Constat cu plăcere, cu bucurie, că ai răspuns tuturor celor 40 de întrebări. Întrebări despre care nici măcar nu ai vrut să auzi înainte de emisiune. Nu că ți le-aș fi spus vreodată, că ai fi avut vreo șansă să le afli, dar nu ai cerut să le afli. Nu ai negociat nimic cu noi pe marginea acestor întrebări. Aș vrea acum, apropo de momentele de la începutul emisiunii, să ne spui dacă sunt chestiuni pe care le ai de adăugat, dacă ți-ai fi dorit să te întrebi și alte lucruri, dacă sunt lucruri unde întrebi, nu... De ce am răspuns la toate astea? De ce mi-ai luat acest maraton de întrebări? Pentru că am o miză. Te vei raporta întotdeauna la mine ca la cel mai bun invitat pe care l-ai avut vreodată. Și n-ai să mă uiți niciodată, Denis Rifai. Asta e miza mea. Mulțumesc, Teo Trandafir. Tu m-ai cucerit și m-ai cucerit de mult și astă seară toți cei care nu știau au aflat deja că ai fost omul alături de care eu am pășit în lumea asta a televiziunii. Urmează evaluarea mea. Îți mulțumesc în primul rând că ai venit la mine, că ai fost deschisă, că ne-ai vorbit despre Maia. Cu interes, ăsta, cu drag. Că ne-ai vorbit despre tatăl tău, că ne-ai vorbit despre iubirile tale, că ne-ai arătat cât de mulți poți să iubești și că iubești în fiecare secundă a vieții tale și în fiecare părticică așa din trupul tău. Pe mine m-a impresionat până la lacrimi. Îți mulțumesc că existi, Teo Trandafir, că te-am cunoscut. Mulțumesc, și să ne vedem cu bine, că avem o luptă de dus împreună. Aceasta a fost emisiunea 40 de întrebări, dragi telespectatori. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Sunt Denis Rifai. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!